Rabbit cost extra, stai să-mi trec microfonul puțin mai așa, suntem încă într-o frumoasă seară de februarie, suntem în vastele studiouri Radio 7, ne auzim pe 103 cu 4 FM și suntem și video pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisica neagră, un subscribe ar fi cel puțin apreciat, băi, între timp a făcut Axel Rus 60 de ani, what? Ce să zic, mulți înainte! <laughs> <laughs> Stăm în seara asta la vorbe cu Gabin Nistorescu. Știi că aici la noi trebuie să fie pe calități, asta normele sociale. Muzician, uh, unii dintre voi îl știți, a cântat și cu Zob, vă știa, mai panchiști, mai rocheri. Și gamer, că uh, asta este accepțiunea socială, niște calități trebuie să ne recomande. Bine ai venit! Bine v-am găsit, dragilor! Eu, ca de obicei, o, o bucurie să mă aflu alături de oameni care împărtășesc aceste, Uh, cotloane ale informației și către urechile mioriticilor noștri dragi. Băi, uh, m-am educat să văd și partea plină a paharurilor, a paharurilor, doamne, a Perfect. paharelor. Nu e minunat. A a, bine, a paharelor în uh, tot soiul de situații și uh, una din chestiile foarte pozitive ale acestei pandemii este că a reinventat uh, ideea de partiuri în bucătăriile apartamentelor. O chestie pe care am trăit-o din ce în ce mai rar în ultimii 20 de ani, o trăiam undeva prin anii 90 și avea poezie și intimitatea discuțiilor și mă rog, câteodată să mai și cu dansuri, dar asta e mai puțin important. Treaba este că noi acolo ne-am luat la niște discuții într-o într, -o, cum zice, într -o bucătărie în Sălăjean, ne am aprins la discuție și am zis, băi, trebuie să ajungem și la, la radio sau pe internet și să punem lucrurile cumva în ordine. Da, e foarte bună idee. Într-adevăr, noi cred că suntem printre ultimele generații care s-au putut bucura de acea chestie. Bucătăria, cheful, știi că mergeai undeva, nu, nu puteai să dai partiul într-un club, nu, nu era pe măsura noastră asta, nu erau cluburi pe măsura cerințelor noastre când noi aveam vârsta de. de era ieșit. doar clubă aici. Da. Exact. Cei ca mine care au crescut în, într-o zonă non-bucureșteană aveau mult mai puține variante de distracție și asta era cumva top. Era, mamă, mergem la unul acasă să facem ceva. De regulă, acel ceva se lăsa înlecat în cifre octanice, dar motorul ăsta, catalizatorul ăsta, bucătăria, scotea la iveală chestii deosebite. Asta era modul nostru de a evolua în perioada aia. Pe vremuri mai era o treabă, aia mai șmecheri dansau prin sufragerie, iar noi ăștia mai sofisticați, mai inteligenți și mai nefericiți și mai fără acces la gagici, stăteam în bucătărie și râdeam de ei, știi, cam asta era, cam asta era mindset -ul. Da, da, pot spune și asta. Pe de altă parte, nu îmi pare cumva rău că în pandemie, cum ai zis și tu, acești tineri, nu am încercat să descopere partea asta. Să zicem, băi, n-am alte opțiuni. Ce fac? Fac aceeași chestie la superlativ, adică internetul dus în cote de nesuportabilitate. Eu, un personal, nu pot să stau mai mult de 8 ore conectat. Deși sunt gamer, repet, sunt în momentul de față, nu mai pot să fac asta atât de tare. Etate. Corect, tata, dar și dorința asta de conexiune cum ai zis și tu, a reaprins uh -huh. flacăra. M-am tot văzut în astfel de bucătării, după cum ai spus tu, în ultima perioadă. Băi, și... nu puțin lucru. Absolut deloc. Uh, noi ne-am luat atunci în bucătărie, că ce am memoria bună, ne-am luat pe niște treburi de AI oh, da. la discuții. Și, uh, na, am mai strâns ceva material și mi-a apărut o știre. Uh, se întâmplă tot soiul de lucruri în momentul ăsta pe planetă și nu pare a fi o știre foarte importantă, dar eu văd puțin lucrurile altfel și mi se pare o știre crucială pentru ceea ce presupune viitorul, eventualul nostru viitor. Fii atent aici! O femeie susține că a fost victima unui viol virtual în grup, în metavers. Aceasta a declarat că totul s-a întâmplat în timpul unui test beta ce a avut loc pe platforma de realitate virtuală Horizon Worlds. Notează din Independent. Platforma a fost creată de meta cunoscută până acum drept Facebook. Nina Jane Patel, așa o cheamă, în vârstă de 43 de ani, a povestit cum a trecut prin clipe extrem de grele în metavers. În cadrul unui articol pe care ea l-a scris, Nina a povestit cu lux de amănunte cele întâmplate. În 60 de secunde de la alăturare am fost hărțuită verbal și sexual de 3-4 avatare masculine, cu voci masculine în esență, dar practic mi-au violat avatarul și au făcut fotografii. În timp ce încercam să scap, au strigat nu te preface că știm că ți-a plăcut, a declarat această doamnă. O experiență îngrozitoare care s-a întâmplat atât de repede și înainte de a mă putea gândi să pun bariera de siguranță, a mai continuat ea. Uh... <laughs> Aveți un, un clip de asta, audio cu uh, uh, ceva. Nu, la okay. În primul rând, ce nu era simplu să scoți casca de pe cap. Doi la mâna. <coughs> nu este un scuipat în obrazul adevăratorul victime care pățesc în viața reală treburile astea. Categoric. Până acolo, ce să zic, după cum a zis că sunt gamer de multă vreme, ăsta ar fi Cred că una, unul din rezultatele nedorite ale internetului. Dar tu de cât te erai murit și te-ai plâns în game-ul ăla pe, oh, pe care îl păi Are știu? sens. De ce nu te-ai plâns? Dar n-aș avea atâta colivă <laughs> <laughs> pentru că... da, nu e vorba de plâns. De când cu internetul oamenii, cum ziceam, au folosit calculatorul cap pe un portal către cunoștință, către dorința de comunicare și conexiune cu lucrurile necunoscute și foarte dorite de ei, dar în același timp pot spune că a avut rol de filtru pentru, sau chiar de supapă pentru anumiți oameni care au dorit să se comporte altfel decât o făceau în viața de zi cu zi. Există, clasic, un om care poate nu are un comportament moralist fantastic în viața de zi cu zi, sunt foarte mari șanse ca acel om să se poarte similar și într-o viață virtuală. Dar mai e vorba de acei oameni care țin în ei foarte mult, introverții, și care poate cumulează, îți spun asta din cunoștință de cauză... Necesarul de hate. Necesarul de hate și internetul este locul minunat, perfect, ideal pentru ei pentru a posta tot ceea ce gândesc încercând să defuleze în chestia asta și să lase tot hate-ul de care zici tu pe un nefericit câteodată. Pe, e, asta este una din, cred, eventualele mari probleme pe care noi o să le întâlnim de acum încolo Uh, mai ales ca eu o, uh, o să funcționeze. Imaginează-ți de pildă că noi aici în cameră, da, am mai avea un robot cu noi care s-ar uita la discuția noastră și ar avea un ochi okay aici și ne-ar mai clipi din când în când semn că înțelege. Uh, el, prin simpla lui prezență și eventual acțiune, ne-ar schimba o uh, dinamica discuției. Uh, acum, ne imaginăm scenariul 2. Uh, Trăim în peste 5 ani de acum încolo, eu sunt singur la mine acasă uh, uh, și o am pe Alexa, da? Eu îi vorbesc urât Alexei, îi vorbesc cumpliți și niciodată nu vor exista repercursiuni, dar cumva mi intră treaba asta în, 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 în obicei, iar în momentul în care ies în lume s-ar putea să mă comport mult mai aberant. Eu cred personal sunt mai puțin supus acestui risc, dar ăștia mai mici de 16 ani, uh, riscul este la un moment dat să nu mai facă diferența între virtual și lumea reală și să și o ia. Plus, băi, mai gândește la treaba asta, trăim deja în niște apartamente robot, avem cuptor, avem, uh, avem gaze, da? Avem apă curentă, avem electricitate, avem aspiratoare inteligente care aspiră singure în casă, avem cum le zice robot de bucătărie, avem mașină de spălat vase. Avem... O să avem și niște cu siguranță și cred că aici o să explodeze maxim industria în, în zona asta de AI, o să avem uh, roboți sexuali. Cu ce șirurați. se întâmplă mizerile pentru mintea mea murdară care se întâmplă la mine în dormitor cu roboții mei sexuali, da? în momentul în care ies în, din lumea asta virtuală și mă duc în lumea reală, băi clar o să mi-afecteze cumva comportamentul. Categoric. Dacă industria porno a reușit să <laughs> să distrugă romanța din sufletul nostru, așa spun acei minunați oameni de știință, știi, există undeva un grup de oameni de știință și totdeauna sunt citați. Un grup de cercetători, Exact, da, un grup de, de, de regulă britanici, ca A, să fie... Da, mai roșuie, de suedezi. Nu, că e greu să ajungi acolo, că e cu volanul pe dreapta, știi? Să nu-ți vine vreodată vreo idee să-i cauți. <laughs> <laughs> da, ce să zic? Suntem înconjurați, într-adevăr, de foarte multă tehnologie în ziua de azi și noi românii o folosim la un nivel mediu, pot spune nu suntem dați neapărat în stambă după aia, și cunosc prieteni care, într-adevăr, vorbesc mai des cu Alexa decât vorbesc cu mama sau cu prietenilor, pentru că ăsta e felul lor de viață. Efectiv, zic Alexei să le schimbe, să le stingă lumina, să le dea muzica mai tare, să le caute un film, să le facă un shopping anume, că au deja cardul alocat, magazinul... Adică lucruri pe care nu le mai știm. Acum câțiva ani de zile întâlnim pentru prima oară un termostat cu Wi-Fi care mm. se conecta la internet. Da, 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 știu. Și tu dai un mesaj pentru că vrei într-o oră să te aștepte temperatura Acu de sunt apometre grade. cu 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 Bluetooth, cred, sau cu Wi-Fi care transmit datele, nu trebuie să le mai trimiți tu. Na. Poftim. Într-o mm. astfel de lume în care totul devine cât mai simplificat, cred că am discutat despre chestia asta puțin mm -hmm, în bucătăria mm -hmm. respectivă. Oamenii tind să caute ceva care să-i deranjeze. Și cum spuneam, într-o societate, hai să nu zicem perfectă, dar în care uh, prolificul este maxim, peste 90%, oamenii se vor scărpina în partea din dos cu un obiect contondent pentru a-și crea niște avarii locale, ca să spun. Consider că, din păcate, anumite societăți către asta se îndreaptă. Tu îți dai seama dacă o să avem uh, roboți worker, da? muncitori pe diferite domenii de activitate. Asta presupune, cred, la nivel global, un număr uh, periculos de șomeri. Categorie. Adică o economie s-ar -ar pune în cap imediat, pentru că vor, vor face roboții toată treaba cumva, nu doar pe partea Iar de noi vom sta la noi în cameră, izolați în aiuri, știi, că nu e departe de Matrix scenariul asta. Așa este, eu trăiesc chestia asta cumva în domeniul meu, fiind un domeniu muzical, mai ales acum în pandemie. Au fost foarte multe vehiculări despre importanța meseriei de artist, foarte dezamăgitoare din punctul meu de vedere, pentru că pentru foarte mulți oameni, în mare parte pentru generația tânără, un artist poate fi înlocuit absolut oricând, cu un site gen YouTube, Spotify sau un mediu de genul ăsta de, de, de muzică digitală, fără probleme. Pentru că sunt oameni care nu au simțit trilul unui concert, care nu, cu atât mai puțin nu sunt dependenți de așa ceva și absolut oricând ar putea lăsa chestia asta, dacă ar fi după părerea lor, să lase partea de muzică live și să se conecteze mai degrabă la un calculator, le este și mult mai comod, stau acolo, beau o bere în bucătărie, se uită, cum am zis, la, la un concert. S-a întâmplat foarte mult în perioada asta. Am, uh am fost și pe cealaltă parte a baricadei, adică chiar am avut și concerte online în perioada pandemiei. Asta e foarte interesant. Că, cel puțin. Da, simți, știi, când ești pe scenă, ai vibola de la public. Este un... E un feedback, e un, Da, e un, cum să spun, este un, un, transfer de energie. Feedback, da. da. În online online, îl simți că în cel mai fericit, <coughs> în cea mai fericită situație, tu ești cu trupeții, da? Cu muzicienii, da. Dar care îi vezi pe aia? Adică îi vezi pe niște monitoare, sper. Nu, nu-i văd. Știi cum se întâmplă? Eu o chestie aproape pavloviană la noi. pentru că mi-am trăit aproape toată viața pe scenă când de la patru ani și mi-a lipsit foarte multă vreme concertul în perioada pandemică și atunci când se întâmpla în mediul online, chiar nu mă interesa, era bucuria de a cânta, efectiv. Deci pe mine unul asta m-a anima în primul rând, pentru că feedback-ul știam că nu este real, dar imaginația reușea să construiască un bun procent din ce se întâmpla și eu să reușesc să dau cât mai mult în momentul respectiv. Da, nu am feedback. Există totuși niște oameni acolo în studiouri în spatele camerelor și în spatele mixerelor de sunet care ne mai ajutau cu puțină atmosferă, care mai mișcau o mână, încercau să facă să fie totul bine, cum se spune dar nu pot spune că e același lucru ca atunci când un om efectiv îți strigă, cântă cu tine, îl vezi, vezi că știe versurile de la o piesă probabil foarte periferică și chestia aia te animă și îți oferă o energie. Nu odată, ci de majoritatea dăților, pentru că concertele mare parte se întâmplă noaptea, veneam acasă după concert la ora 3-4 dimineața, și nu puteam să dorm pentru încă două ore datorită tonifierii și energizării pe care o prindeam. Dar Știu exact e... ce spui da. Mm -hmm. știi? Și cumva, da, pentru anumiti oameni poate e foarte important acel feedback, poate sunt dependenți de el. Dar. Eu pentru cred America... că energia transferul de energie de pe scenă pentru un muzician care cu asta se ocupă și trece destul de mult timp pe, pe scenă, creează și un tip de dependență. Categoric. R Acum... nu e neapărat, Pentru unii toxic, am văzut, unii nu rezistă foarte mult la asta, dar pentru alții e. Da, toxic de regulă pentru oamenii care nu, nu au construit asta. Știi cum e când, când o iei de jos, treaptă cu treaptă, o iei ușor. Pe școala de muzică, studiezi game, ușor înveți pas cu pas după a mergi la audiții, te ascultă părinții, faci greșeli, falsezi cu vioara. Ii, ii, crești și în 20 de ani, te vezi iar pe scenă având show-ul tău, făcând o chestie și nu este o chestie pe care nu o meriți, care ți-a parvenit cumva, așa cum probabil în mare parte se întâmplă cu persoanele toxice de care spui tu. Sunt oameni care primesc această, nu știu, un nou statut peste noapte. Cineva le face un hit. Asta se întâmplă foarte clar în România. Apare un artist, plătește banul, îi se creează un hit, peste noapte e, mamă, e ăla. N-a auzit nimeni de el, și omul ăla se bucură pur și simplu de un succes pe care nu și l-a închipuit că o să-l aibă și nu a fost proiectat pentru asta, pentru că, repet, nu a luat-o de la început. Doar s-a trezit băgat undeva. Dat la o parte, făcut o găurică, băgat el acolo ca o piesă de ce vrei tu, de Tetris și nu prea știe cum să se poarte cu, un nou lui statut. A, da, dar tipul ăsta de showbiz e de în 60 încoace cel puțin. Și oh. oameni care au avut diverse probleme cu și-au gestionat bine uh, eventualele succesuri. Succesi. Succesi. <laughs> <laughs> Eventuale succesi, da. Uh, în fine... Uh, Vreau să revin puțin la aici și fix în zona asta de muzică, că știu că ne apucasem să vorbim, băi am văzut niște softuri destul de oh. recente, unul cu unul, ceea ce pare fără precedent cel puțin din câte știu eu, poate să-ți ia trupa ta cu care ți-ai înregistrat un album întreg și să scoată instrumentele pe bucăți. Și să auzi doar basul, doar vocea, ba mai mult, poți să faci modificări. Eu, practic, pot să-ți iau ție o piesă și ți o să o fac de, de nerecunoscut. Ok. Uh, o altă particularitate a, lui, a unui alt soft, uh, ești acasă, tu cu chitara, da, muzician, și ți-ai tras o temă, da, ți-ai înregistrat o temă cu chitara. Eh? După ce ai, ai încărcat, hai să zicem, wav ul în acest soft, poți să, acel soft îți generează o orchestră întreagă sau ce instrumente vrei tu pe lângă tema ta de chitară. Ceea Ei. ce presupune ca pentru mine, care sunt total antitalent, să pot să fac o capodoperă. <laughs> Înțelegi? Dacă stau să-mi pun capul. Corect. E foarte interesant ce spui mai ales pentru că algoritmii necesari pentru a crea un astfel de program sunt foarte, foarte dificil și extrem de mulți. Discutăm aici nu doar despre, de seama, când când o temă, în primul rând, acest AI trebuie să se prindă de stilul muzical pe care vrei tu să-l abordezi. Da, asta e interesant, că intuiește ce pe baza algoritmilor pe care o... Mi s-a părut o treabă foarte șmecheră. Asta dată, Ok, te încarează într-un stil. Deci, el o să ai o surpriză despre cum te, te va acompania, să spunem, da? Te poate acompania într-un stil electro, da? Cu sinturi, cu peduri, cu electro bass, sau ceva de genul. O gospel. Exact. Te poți trezi cu o surpriză să înceapă să te acompanieze cu instrumente tradiționale, de exemplu, cu niște viori pe spate, cu un acordeon cu o tubă, cu ceva? Adică e o chestie chiar de discutat asta. Sunt foarte mulți armonii. După aia ce, ce, face? Își închipuie în ce tempo când tu? Tu când o temă, dar nu i dai un indice cât de rapid este. Știi? Adică unde este ritmul tău? Poate să fie mai rapid, poate să fie mai încet. El trebuie să ghicească chestia asta și să te încadreze da, undeva. Uh -huh. După aia, armonia. Cum te acompaniază? Notele pe care le cânti tu pe chitară pot avea fiecare o acompan un, un veșmânt diferit adus de la secundă la secundă. De asta spun că sunt niște chestii foarte interesante cu care de altfel m-am confruntat nu la nivel atât de atât de interesant, dar un nivel puțin mai lău. Acum câțiva ani de zile când unul din programele de producție numit Cubase și-a anunțat noul model, am fost la acea lansare varianta din București, și am observat cum acest program, fix cum spui tu, după ce îi se introduce o temă muzicală, numai că acolo era băgată cumva pe un tempo, adică exista măcar chestia asta, încadrarea într-o metrică și puteai evident să-ți și alegi materialul sonor cu care îmbraci, adică acordurile anumite care îți îmbracă în. Adică, muzica. Adică de pildă dacă trăgeai o chitară, softul genera și diferite tipuri de sound, cum se generează niște pedale pe bune și puteai să faci treaba asta exclusiv <coughs> din soft? Nu, softul nu, nu ți genera asta. Dacă tu introduceai în soft, după ce îți băgai linia melodică, o armonie anume, un pattern melodic, să zicem 5 acorduri pe care vrei să le folosești pentru a-ți îmbrăca muzical acea temă, uh -huh. el acele acorduri le cânta într-un fel în care tu nu alegeai, adică sunt, se numesc aceste răsturnări, formele prin care se găsesc acordurile în stările naturale terța în bază, gvinta în bază, în fine, chestii de genul ăsta, dar el le făcea automat. Adică el considera, în funcție de cum cântai tu, și știa ce notă ai tu luată, și el îți cânta un acord astfel încât nota aia să fie dată probabil în, într-o formă cât mai bună, cât mai optimă pentru, pentru armonizarea efectivă. Deci, Vreau <glie> să lămurim mai bine treaba asta, pentru că eu am uh, această dilemă. Spre exemplu, ai Sinfonia Noua a lui Beethoven, da? Bun cântată de 10 orchestre. Okay. Din aceste 10 orchestre, doar două vor avea puseul ăla de geniu pentru că știe ăla să ia nota altfel. Știe ăla de la vioară sau ăla de la pian. Știe mm. momentul ăla să pună accentul ca să se trezească o emoție mult mai puternică față de, hai să zicem, restul de 8 orchestre. E cum rezolv problema asta la ei? Știu, e. de pildă, că la pian, mai nou, dacă ți-e o clapă, da. uh, uh, contează foarte mult cum, cum apeși. Da, și velocitatea uh, se numește. Uh, uh, la, uh, clapa, spre diferență de pianul clasic, avea acest handicap, că nu, nu ți întorcea, știi? Acum am înțeles că s-a rezolvat și problema asta. Adică nu mai e pur și simplu, în funcție de cum apeși, uh, aia este, e corect să spun, gravitatea notei? Uh, să zicem... Și cum rezolvă Incatența. problema asta ai u știi? Asta întrebam. Am înțeles. Cum îți face hmm. lucrarea ta, da? Hai să spunem că uh, ai dat un contract și vor, veți fi 10 oameni care vă face aceeași piesă lui Beatles, da? Două okay. vor fi geniale. Cum poți să faci asta în I? Da, interesant. Nu știu exact varianta asta de care ai zis tu cu Beatles-ul, dar vreau să mă întorc puțin la varianta cu Sinfonia Noua și cu... Uh și cu cele 10 orchestre, e un lucru de dimensiuni foarte important, dacă un om poate cânta la un instrument, un instrumentist, adică cântă la instrumentul lui și orchestră este formată din instrumentiști, dirijorul este cel care cântă la orchestră. <laughs> dirijorul este omul care este capabil să dea în timpul repetițiilor generale, adică un modurile dinaintea concertului, dinaintea, adică construcția respectivei piese, el poate alege ce dorește să scoată în evidență în momentele alea. Poate, într-adevăr, are niște instrumentiști geniali cu care poate face absolut tot ce își imaginează sau poate efectiv să gândească el cum ar dori să prezinte în modul lui personal viziunea lui despre, despre Sinfonia Noua. Și atunci, de multe ori, da, dirijorul este cel care face diferența, Evident că și oamenii, executanții, presupunând că toți sunt, nu știu, poate la fel impecabil, din punct de vedere. Da. da. Dacă toți sunt impegabili, atunci orice dirijor poate să facă absolut orice cu aceeași orchestră. Dar asta cere timp, cere ani. Nu știu dacă, sincer, un AI poate să ajungă până la momentul ăla de genul, deși asta am văzut, am văzut foarte multe chestii. Am văzut AI-uri care au compus piese, efectiv. Au compus piese de la zero în stil, cum a zis tu, un stil Beatles, de exemplu de la zero, cu cuvinte, cu linie melodică, cu absolut tot. Cu voi singur, cu... Adică, într-adevăr, eu cred că există ceea ce spui tu, nu mi este foarte cunoscut, deși mi-aș dori să văd și să trăiesc momentele astea prin care se poate scoate o nebunie de genul ăsta dintr-un dintr calculator. Ceea ce mi-aș dori până atunci, tot legat de asta, mi-aș dori dacă ar exista și că se lucrează la asta sau s-a lucrat deja un device pe care tu să-ți-l, cumva să-ți-l conectezi la creier, să fie acei, știți cum vedeam prin filme, niște poli prinși peste tot, razi în cap, n-am nicio problemă. Se lucrează și la asta. Vorbim. Exact. Mm -hmm. Și să extragă muzica pe care tu poți să o auzi și să o concepi în momentul ăla. Ar fi o chestie fantastică și uh, cred că el ar fi unul din breakpoint-urile pentru uh, pentru a compune pentru viața unui compozitor în secolul în care ne aflăm? Am stat la vorbe la un moment dat cu saxofonistul Iordachie da? și el mi-a spus că el crede că muzica pe care el o compune de altfel da, nu este neapărat a lui, ci vine de undeva și el este doar transmițătorul. Aici da. să vedem cum, cum dezvolți un sistem AI care să te cuprindă și pe tine, dar să-ți vâneze și să-ți să traducă și muzele, să ți le vâneze și să le traducă. Se trebuie complicată. E la fel de complicată cu, Revin cu tema asta, cu, cu, cu uh, roboții sexuali din AI pe care să avem viitor. La bărbați e relativ simplu, dar la femei trebuie să ai și dimensiunea asta emoțională. E cum o faci pe asta în AI? O, doamne. <laughs> Hai că ne distrăm. Da, măi, Acum eu când am cerut chestia asta, nu știu, dacă mă ascultă domnul cercetător britanic, vă rog frumos să vă dau 120.000 pentru a, pentru a promova și a studia acest device. Eu chiar m-am văzut și m-am proiectat sper în viitorul cât m-a apropiat folosind un astfel de device. Se întâmplă foarte mult ca în mintea mea să se cântă o melodie. Am propriul meu soundcheck să zic câteodată, știi? Sunt multe chestii, și da, aud o muzică pe care nu mi-ar fi greu să o reproduc în momentul de față, dar mi-ar luat foarte mult timp să adun toate instrumentele pe care eu le aud în momentul ăla, pentru că sunt foarte multe modificate cu efecte, cu tot felul de chestii, mm -hmm. și timpul necesar pentru mine, pentru a-mi crea setapul pe care l-am ascultat în mintea mea în secunda asta, din momentul în care m-aș apuca să-l construiesc, până în momentul în care aș reuși doar să-mi pun la dispoziție tot ce am nevoie pentru a reproduce. Mi-ar dispărea probabil inspirația și momentul respectiv. Motiv pentru care avem nevoie de acel device. Repet încă o dată, domnice, cercetător, uită Ți-ai pune un... pe Categoric. Te întrebat, cu ți pune un chip în cap care să -ți poată să-ți să uh, faciliteze această. Să ai această aplicație, de scos muzica. Boi, da, eu aș face asta. Am înțeles. Da, n-aș -aș face foarte multe lucruri de pe planeta asta, foarte multe lucruri nu l aș face, mai ales cele prin care trecem prin momentul de față, dar ăsta l-aș face cu plăcere pentru că mi-aș dori asta. Aș înțelege aplicabilitatea lui și genialitatea lui în ceea ce mă privește și consider că orice om are de oferit lumii, ceva nu doar din, din domeniul artistic, nu știu, din absolut orice idee. Sunt convins că poate sunt și sportivi care se gândeze foarte multe ori la tot felul de mișcări și de salturi și de idei, nu? Și luptători care se prinde, nu știu, prize și uh, lovituri de contact, nu știu. Uh, adică are o aplicabilitate foarte mare ideea asta de ceva care să-ți citească și să creeze cumva un proiect a ceea ce gândești tu. În mediul pe care vrei să-l folosești, că e muzical, că este artistic, că e o sculptură, că este o pictură, că este un dans. Știi, când au apărut armele pe planeta asta, asta a schimbat, a schimbat cumva relația între noi oamenii, da? Altă relație este când cineva are o armă la el. Când au apărut orașele... De asemenea, relația între noi s-a schimbat și unii s-au speriat de faptul că trebuie să trăim într-un număr mult mai mare decât hai să zicem găsești într-un trib sat, da? să trăiești într-o comunitate mult mai mare. Pot să dau un exemplu și din muzică. Când a apărut, la începutul anilor 90, s-a trecut de la înregistrarea analog da. la digital. Okay. foarte mulți au fost foarte, cum îi spune, foarte reticenți la povestea asta. Dar până la urmă am extras, uite, suntem vii și astăzi și am extras și lucrurile bune din toată povestea asta. Întrebarea mea este, cum ți se pare cât... Este la fel de revoluționară ca și precedent? Ai, ăsta este la fel de revoluțional ca și precedentele? Sau este o treabă mult mai, care poate fi și mult mai periculoasă? Mai, știi tu ce, orice obiect important poate fi periculos Când transformi în, mâna, în armă, da. nu, în mâna persoane care folosește. Uh -huh. Da, cum ziceai și tu, armele, era vorba aia, weapons don't kill people, don't kill people, people do. Da? Dar era adiționalul, yes, but guns help, știi? Adică, cumva, da, genul acesta de... Acum dacă ne gândim la AI ca la chestia aceea pe care probabil ne-am proiectat-o din Terminator, cred că a fost primul film în care cumva în mintea noastră a apărut ideea asta că inteligența artificială o să vină și o să se ocupe de noi mai târziu, după ce va lua, nu știu, ocupație sau ceva de genul. Nu nu cred că ar fi atât de periculos pe cât ar ajuta. Personal, asta e lumea în care vreau să trăiesc. Cât, cât se mai întâmplă trăitul ăsta, mie îmi place să cred că ceea ce ne înconjoară are măcar o parte care vrea să ne ajute cumva, pe undeva. Da, din păcate, tot mediul, tot mediul ăsta digital a cam, a cam distrus puțin mediul analog. Din toate punctele. Vorba mai devreme de concerte. Ok, e categoric că nu o să se mai întâmple nivelul de concerte care exista în anii 60, 70, 80, 90, nu o să mai existe. Pentru că există aceste preferințe, există, nu știu, foarte mulți oameni care doresc chestii private și whatever și uh, nu cred că o să mai ajungem acolo. Dar acest AI, cel puțin exclusiv la lucruri pe care l am vorbit noi despre capacitatea de a avea pentru a scoate ceva din tine, eu cred că e o chestie, e un time server în primul rând, adică îți salvează foarte mult timp și îți, îți ajută foarte mult inspirația, care câteodată nu este pentru atâta timp pe, pe cum ne dorim noi. Adică dacă mi-e acum... Dar n-ai vrea un AI să-ți stimuleze și să <laughs> scrape acea ceacră care să-ți acceseze toate ideile? Da, nu, n-are legătură. Uite... Fiind, <laughs> Sincer, eu am compus ceva piese, Cât am compus eu în uh, perioada asta de, de când uh, sunt legat de muzică, mai multe, mai puține, și foarte multe le-am compus într-o zonă în care mă simțeam într-un fel. De regulă erau legate de dragoste, legate de relații, cum ziceai și tu... Ce le lumești. Ce lumești, exact. Când aveai o senzație anume, o nedreptate, când treceai prin nu neapărat o depresie, o zonă mai, uh, mai puțin fericită a vieții tale... Alea sunt momentele care de multe ori nasc în tine ceva. Nu cred că mi-aș dori ca un AI să știe chestia asta și să aibă capacitatea să mă facă pe mine să mă simt într-un fel în care probabil nu-mi doresc în momentul ăla doar de dragul de a crea ceva. Consider că inspirația este bună fix atunci când vine și consider că orice idee pe care o ai, dacă ai suficientă credință în ea, adică tu dacă nu crezi în propriul proiect, clar, nu are sens să-l faci, dar dacă crezi foarte mult în o piesă și o promovești, și o perpetuezi și te ocupi și o când și în stânga și în dreapta, ai șanse foarte mari ca piesa aia să devină, să zicem, nu neapărat un hit, dar un mini-hit pentru oamenii din bula ta. Să știe, bă, îl știu pe ăla, cântă piesa aia. E piesa lui? Salut, l-am auzit cântând-o 2000 de ori. Deci, cumva, asta e și o chestie de, de push a fiecăruia această inspirație. Dacă tu consider că dacă desenezi acum câteva bețe, nu știu, pe o foaie de hârtie, într-un fel în care poate pe tine te-a obsădat multe vreme. Trăim în totuși în perioada în care s-a vândut o operă de artă cu o banană lipită cu o bandă TESA, da? Nu mă pricep foarte tare la domeniul ăsta. -te dar nu dar... trebuie să te pricep, hai mă, să fim serios. exact, dar consider că... cât casa. Exact, dar pornind de la chestia asta, adică dacă un lucru de genul ăsta poate fi considerat inspirație și poate valora ceva, atunci cu siguranță ceva care poate de un anumit, hai să spunem, de oamenii din bula noastră, poate fi considerat inspirație și poate fi considerat ceva valoros, atunci categoric o armă de genul ăsta e, e cerută. Încerc să-mi să, -mi, să -mi imaginez un viitor de, s-ar putea să spun cam mulți ani, 15-20, s-ar putea să se întâmple mult mai repede, prin care AI să fie montat pe fiecare mașină care se află în trafic, da? astfel încât mașinile să poată comunica între ele și așa să, să reduce accidentele Categoric. și să fluidizezi și traficul. Pentru că conform algoritmilor pe care introduci știi care soarele de vârf, tot soiul de, de povești de-astea pe care le transformi în algoritmi. Lucrurile astea ar fi foarte bune și foarte sănătoase. Pe de altă parte vorbind despre Terminator, da? Uh -huh stau și mă gândesc peste 100-150 de ani generațiile de atunci o să ne înjure pentru că AI-ul ăsta și internetul a apărut în e, e marea, cum îi spune, marea noastră invenție a generației noastre sau nu o să ne înjure? O să le fie bine sau o să stea fiecare în bula lui? S-ar putea și medical să, să rezolvăm o grămadă probleme așa. Hai să o luăm așa ai -ul a apărut uh, mai de mult, să zic, prin anii 2000, începutul anilor 2000, ideea de AI. Dar uh, acum dacă discutăm despre acest Open AI. Open AI-ul a fost inventat prin anii 2014-15 de Elon Musk cu ideea de a fix partea idealistă a AI-ului, de a duce din aceasta un bine omenirii, de a face chestii benevol fiind o organizație non-profit, în fine, nu că ar fi cazul, nu că ar avea nevoie, pentru a transforma toate ideile mărețe într-o realitate de care să ne bucurăm toți. Cam asta, asta se vrea idealist de la acest Open AI, care Open AI-ul este cumva un AI care învață de la el însuși. Adică este cumva forma superioară a AI-ului, este next level-ul. Acela este cel de care ne putem teme puțin. Uh, viteza de calcul este imensă. Uh, și uh, Știi, e cam trafic. Te, ui, te uiți la un bou din fața ta și spui, frățioare, ai o mașină infinit mai inteligentă decât tine. Categoric. Știi, fix așa fost să funcționeze și aici. Așa este. Uite, pot să dau exemplu de aici, că vorbeam și puțin de gaming. Că am avut noi un început de discuție. În gaming. AI-ul, de fapt Open AI-ul, a depășit capacitatea umană nu știu când vor fi capabili oamenii să învingă, de exemplu, în anumite jocuri AI-ul. Vorbeam. Asta e o întrebare foarte bună, da. Eu vorbeam de un joc, bun. minunatul joc Dota, The Defense of the Ancients, care este un joc apărut total întâmplător din jocul Warcraft 3. Warcraft 3 făcut de Blizzard. Un joc de strategie a adus pentru prima oară în ideea un erou, în fine, și la un add al jocului au introdus acest World Editor. Adică World Editorul este, este fix editorul prin care tu poți să-ți la rândul tău hărți. Și uh -huh. oamenii la început au început să creeze hărți tot în spiritul ăsta. Hărți care au ajutat și în Starcraft pentru a evolua Starcraft-ul, hărți de gameri, hărți de care după aia au apărut în uh, competiții. Ei, hey, la fel și în Warcraft 3. Au apărut întâi hărți, tot de strategie, cu noi resurse, noi forme, foarte interesante, dar oamenii, la un moment dat, au început să construiască și altfel de jocuri. Adică nu mai era strategia, au început să creeze aceste tower defense -uri. De exemplu, adică genul acela de joculețe în care ai un turnuleț și lovește niște valuri de inamici care vin și trebuie să Ok, asta e o variantă, dar au inventat, au pus bazele, practic, prin jocul ăsta Dota, bazele genului fantastic care se numește MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Deci Dota a apărut întâmplător creată de doi tipi. Doi tipi care au dezvoltat chestia asta o perioadă și a apărut unul care a văzut potențialul. De fapt, doi au văzut Eu potențialul. De platformă sau... Deci Dota este a apărut la început ca o hartă, cum a zis din Warcraft 3, care se juca în forma de 5 la 5, aceeași hartă împărțită cumva pe jumate, în care 5 la 5 fiind eroi de data asta, adică tu nu mai controlai alte unități decât propriul erou, fiecare erou cu abilități unice și totul se întâmpla în esența în care tu trebuie să omori niște mici monștri în joc care sunt spanați de bazele fiecăruia pentru a câștiga bani și experiență și ideea este să-ți alegi un cumul de 5 eroi care să fie mai bun, să reușească să bată cumul de 5 eroi al adversarilor. Îi bați, le distrugi baza, cum ar veni, ca așa era și uh -huh. în urcaf. Trebuia uh -huh. să distrugi unitățile, clădirile din bază și există această ultimă clădire numită Ancient, pe care o au fiecare echipă. În momentul în care distruge la s-a terminat jocul. Easy. Dar ce s-a întâmplat mai târziu? Niște oameni, doi tipi, acest Ice Frog, care în continuare se ocupă de Dota, nu știu unde a ajuns la acel nivel, din moment ce a semnat cu Steam să creeze Dota 2 ca joc separat și din momentul ăla a început distracția, pentru că în momentul de față Dota 2 este jocul cel mai bine plătit din istoria omenirii, ajungând la campionatul mondial care, apropo, s-a ținut la București anul trecut. Da, 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 am auzit ceva. S-a ținut la București anul trecut. Curios ce buget. Ce rău buget, bugetele pare. Bugetele erau de miliarde, am înțeles că. Păi, au uh, de uh, miliarde de... Jocul avea premii în valoare de 40 de milioane de dolari. Premii totale. Nu te uita la bani. Nu te uita la bani. Dintre care uh, primăria Bucureștiului a primit 10%. Adică iată cât cât s-a produs la noi numai pentru că s-a ținut la noi. Din păcate, fix în momentele în care au început, în care trebuia să înceapă competiția și erau anunțați mii, zeci de mii probabil de spectatori din întreaga lume, s-au redus variantele pandemice la noi și a început iar o restricție care a interzis efectiv permiterea oamenilor în sală. Competiția Dar... s-a ținut, s-a încheiat. Ce voiam să spun mai departe, că din acest joc, după cum spuneam, în valoare de milioane, a atras atenția Open AI-ului. Open AI ului echipei lui Musk, care mm. a creat prima oară acest erou, un anumit erou din 108-110 eroi cât are jocul, i-au ales unul foarte folosit uh, pentru jocurile de 1 la 1 și l-au lăsat să joace cu el însuși de mii de ori, zeci de mii, poate milioane de ori. El După... însuși generat de AI. Adică da. un, un, AI un om hai să zicem, manipula personajul lui, celălalt era manipulat de AI. La început a studiat varianta oameni. Lui. La început a studiat oameni și a jucat cu oameni, după aia a început să joace cu el însuși. Adică asta e faza interesantă a Open AI-ului. Nu mai are nevoie la un moment dat de oameni. De asta spun că e chestia care poate să sperie. La un moment dat începe să evolueze singur și să descopere singur care sunt prioritățile în joc. Și de multe ori, că o să ajung mai târziu, alege alte chestii. Alte, fa face alte alegeri decât omul. Alte alegeri pe care omul nu le-ar face niciodată. Ceea ce e foarte interesant. Ok, deci a apărut AI-ul acesta unul la unul. Așa... Un fel de, de mesia. Nu știu dacă chiar Dumnezeu. <coughs> pentru că Dumnezeu ar scoate efectiv sticul din calculator și n-ar mai exista în momentul ăla. Ne pune mâna fă -o ciorbă! Exact, a exact. E. Ei, acest AI a fost prezentat acum câțiva ani de zile la Campionatul Mondial de Dota. Și într-o seară deosebită, să zicem, de divertisment, a fost prezentat în fața spectatorilor. Unde un jucător, unul dintre cei mai titrați jucători, vecin al nostru ucrainean, a fost invitat să joace primul versus acest AI. Și a fost umilit de acel AI. Nu umilit neapărat în varianta aia, adică na, nu a șters cu el pe jos, dar nu i-a acordat foarte multe șanse. Și foarte multă vreme, mulți jucători titrați, din, din crema gamingului în ceea ce privește Dota, au încercat să bată acest AI și nu au reușit, cel puțin nu în variantele acestea publice. O singură dată, la jumătate de an după aia aproape, un player a reușit să-l bată o dată pe acest AI. Și a fost cumva, o, a fost momentul lui de geniu, cum spuneam mai devreme. A reușit să-l bată și gata, aia a fost totul. Dar foarte la limită, adică a fost o luptă eu credeam, am văzut la un moment dat și corbul ăla din Greuceanu, știi? Cred că i-a dus o, un, un plisc de apă și a reușit cumva să-l bată. Asta a fost prima etapă. După asta au mai urmat câțiva ani și Open AI a evoluat către Open AI 5. Adică Open AI, o echipă întreagă versus cele mai bune echipe. Evident, prima oară a încercat echipa titrată care a avut 2 ani de zile campionatul câștigat de Dota. OG, și nu au avut, iarăși, șanse uh, în final. La început, categoric, toată lumea se gândea, uite ce bine joacă, ce interesant, ce strategie au abordat, pentru că înainte să se facă jocul public, echipa respectivă mai jucase uh -huh. împotriva aiului, ca bine, să, să știe, să știe la ce se așteaptă. Va. Eventual să exploateze câțiva eroi care pot poate să le facă cu zile mai fripte aiului, dacă se poate spune așa dar cu o finalitate implacabilă în favoarea ai Care AI, chiar apropo, la câteva minute scria public în joc uitați șansa pe care o avem să vă batem. Și în tot, niciodată nu a fost 50-50, întotdeauna era peste. Și chiar în momentele în care credeai că oamenii pot și au șansă și chiar, băi, da, uite, fac ce trebuie, să întâmplă chestii, uite, sunt pe plus cu partea, cu network-ul, cu, cu câștigul, că farmează mai bine, se întâmplă mai mulți bani la oameni, nu, aia ziceau, nu, nu, nu avem șanse mai mari, 80% nu, și nu, nu înțelegea nimeni de unde, de ce, cum, unde se calculează șansele astea. Este evident că din acei 5 eroi folosiți de AI, toți făceau ceva permanent pe hartă, adică nu prea pierdeau timpul, ca să zic. Într-un joc de Dota normal, sunt eroi care uh, nu fac ceva multă vreme doar pentru a proteja un erou, de exemplu. Există acești suport support playing, care doar îți apără un carry player, care acel carry va deveni mai puternic mai târziu și tu doar trebuie să-l aperi în partea Înțeleg, de început a jocului. Era contraproductiv să... Și era contraproductiv pentru ei să-l da, apere pe ăla. Da, da, da. Mai mult de atât, tu ai posibilitatea în joc, dacă mori, dacă te omoară cineva la un moment dat, tu, dacă ai suficienți bani, care la început nu sunt mulți, poți să te cumperi ca să intri iarăși imediat în joc, să nu aștepți la câteva secunde, câteodată să mai puțină, câteodată mai multe, în funcție de nivelul pe care îl ai, ei, niciodată ai nu a irosit timp. Întotdeauna a folosit banii pentru a se cumpăra, pentru a intra înapoi în joc, pentru a face ceva continuu, continuu, continuu. Pentru când oamenii nu fac asta. Oamenii se gândesc la economie, se gândesc mai târziu, mai păstrează banii, să știi, fac ceva cu ei. Kasparov s-a bătut nu cu computerul așa da. și a bătut. Sunt curios dacă se mai întâmplă asta acum. Ar trebui, cred, reluat jocul ăsta. Cred că odată la, la 50 ani trebuie să aduci un jucător de asta de, de mare talie pe șah exclusiv și să-l pui să bată cu ai În momentul în care te-a bătut, trebuie cred, să te îngrijorezi. Și probabil că ar trebui cumva legiferat Că lumea, cum să spun, este o, o zonă foarte sălbatică ai ăsta până la urmă, despre care știm că băgăm ceva, respectiv niște algoritmi, nu înțelegem nimic din viteza aia de calcul, dacă e să scoți la imprimantă, te scărpi în cap, da? Dacă ar fi să scoți toate datele alea, te scărpi în cap că nu înțelegi nimic și, practic, creăm o treabă pe care s-ar putea să nu mai putem controla în viitor. Da, asta adică e că singura... e destul de pesimist. A, că ne speriem de ruși, că ne speriem de pandemie, că ne speriem de pericolul chinezesc, că a luat-o luat razna în Statele Unite, în Canada. Știi? Asta deodată trec pe locul 2, că bă, uite ce se întâmplă aici și bă, se dezvoltă cu o viteză, adică de la o zi la alta afli alte lucruri. Cum, uite, am aflat de doamna violată, care se plângea că a fost violată în metavers. Băi, E un tip de alienare care n-ar trebui să fie Dumnezeule. Putem reveni puțin la chestia asta, dacă vrei. Începuturile metaversului nu au fost fix acolo. Au fost cumva tot așa, început de ani 2000. Ai auzit de Second Life? Da? Second Life a Cred fost că creat. și făcut un cont, dar Exact. Second Life a fost creat prima oară, fix așa, ca să fie o realitate virtuală, gândită fix pentru asta. Multă vreme s-a investit, au fost oameni care au cumpărat proprietăți, au cumpărat clădiri cu bani reali, cu sute de mii de dolari, euro, poate chiar mai mult în acest joc, care apropo s-a închis acum vreun an sau doi. Da, Gata. nu știam asta, dar de ce? Uh, pentru că se pare că nu avea capacitatea de a răzbațea mai departe. Ei au greșit prin ceva. Și eu mi-am făcut un cont, și el a încercat. Am vrut chiar să intru, având niște interfațe interesante, voiam să fac concertă live în... <laughs> Second Life. Am auzit că se pun de concerte în Metaverse. Da da, 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 da. Mm -hmm. asta e o chestie. Second Life-ul nu a reușit foarte mult să facă chestia. S-a întâmplat, dar nu variantele pe care eu le-aș prefera. Nu erau de calitatea audio pe care mi-aș fi dorit-o eu. Cu ce a greșit Second Life a pierdut cumva balanța dintre realitate și joc în defavoarea realității și în favoarea jocului. Drept urmare a fost considerat mai mult un joc Second Life, mai degrabă decât o realitate virtuală. Seriozitatea pe care a impus-o a fost minoră. Aceste violuri, marketing. aceste violuri în grup de pe care zici tu erau cumva un fan care se întâmpla în Second Life. Nimeni nu se întâmpla să, să se plângă de chestia asta. Erau niște chestii normale. Era simplu să dai logout și gata. Scăpai de acel viol groaznic. Nu se întâmpla nimic altceva. Dar uh, au pierdut asta o dată și a doua chestie, interfața interfața era foarte greoaie pentru un newcomer, pentru un om care vine pentru prima oară și joacă jocul ăla, dacă nu avea de la el capacitatea asta, dorința de a se apropia foarte mult de Second Life, nu, nu reușea, nu răzbătea. Se încurca puțin în interfață, cum era noi cu birocrația cumva. Cam așa era acolo cu... Vorbeam de Elon Musk mai devreme, că știi, n -n... Băi, trăim niște vremuri foarte interesante. E un proverb, un proverb vechi chinezesc care spune să te ferească Dumnezeu să trăiești vremuri interesante. Aceste vremuri interesante aduc și tot soiul de personaje în spațiu public, de temiri unde și din ce domeniu de activitate. E și în toate aceste personaje, acești mari actori ai prezentului, îl avem și pe acest Elon Musk, care nu este un doar un miliardar ca oricare altul. Omul este un inginer pe bune și un inginer foarte hardcore și cu niște povești care într-o primă fază par niște avioane în cap până le vezi că se întâmplă mai devreme sau mai târziu, știi? Uh, cum bine și-a spus el, este un business magnet, nu magnat. Da, interesant. Uh, și uh, mă uitam la... Uh, nu era chiar interviu, era o discuție la Joe Rogan, la podcastul lui Joe Rogan, în care omul se arăta foarte îngrijorat de toată povestea asta cu AIU, explicând că a vorbit inclusiv și cu Obama și prin congres și a încercat să avertizeze oamenii, nimeni nu prea l-a ascultat. Sau l-a ascultat, dar măsuri n-au luat. Și dacă din zona asta politică vin niște măsuri, primele sunt de ce putem controla cu el. Ce se iese pormă, vedem care sunt riscurile la care bă, expunem toată planeta. Uite ce, ce vorbea din aur eu, colegul Ovidiu. Uh, pf, există drone care acum sunt încă controlate de om, dar în viitorul apropiat vor distruge singure, vor hotărâ singure ce -au, di ce au de distrus. Băi, okay. pu puțin îngrijorat sunt. Nu, ai de ce să nu fii, dacă asta sunt chiar niște chestii reale și așa. Nu e ca și cum nu deja suntem conjurați de o grămadă de chestii care ne pot periclita. Da, știi, nu știu, e periculos să te mai dai cu cu, cu, cu legă în un parc cu copil, fiindcă ne dădeam noi mici, dar ai eu asta să să te uite Dumnezeu pe o tabletă. În fine. Iar treaba asta că stăm tot timpul cu telefoanele în mână, ne-a ne transformat într-un soi de cyborg și uh, aceste dispozitive au început să aibă toate informațiile despre noi. Mm -hmm. Când suntem supărați, când suntem frustrați, că, la ce pornografie ne uităm, uh, înțelegi? Ba. Are o grămadă de informații despre noi, uh, practic dacă își pune cineva capul să afle ceva despre tine, și te scanează din satelit îmi durează mai puțin de 5 secunde să se facă un profil psihologic conform postărilor tale, să zicem, de pe Facebook sau Twitter. Categorie. Și nu doar asta, adică dacă e să luăm tot, luăm tot începând cu schimb de mesaje, cu absolut tot ce credem noi că ar fi apărat de acest privacy, care, într-adevăr, pentru cei care Content creator, adică cel care creează medile pe care le folosim, categoriile pot accesa pentru că le-am permis chestia asta de la bun început. Plus, treaba asta cu social media a creat niște precedente și creează în continuare niște precedente foarte periculoase. Adică, gândește-te că până la urmă un SRL american, un LTD american și-a permis să. și-au permis că au fost mai multe să taie discursul președintelui. Așa ceva nu s-a întâmplat în istorie până acum. Să închizi oricând niște voci care nu sunt conform poveștii oficiale. Nu e ok. Hmm. Înțelegi? Da. Vine tot AI-ul ăsta și, și, tot social media ăsta vine la pachet și cu povestea asta de a ne cenzura. Corect. Așa este. Ceea ce... Băi, unii dintre noi am mai trăit astea. Gândește-te tu ca muzician, da? cum era pe vremea lui Ceaușescu, da? Să te duci cu versurile pe care tu le-ai scris pentru piesa ta să te duci cu el la aprobat. Ia vezi, dar ce s-a vrut să însemne cuvântul ăsta? Da, ați folosit The N word Dar în ce context? Da, nu, că dacă e The N word nici nu mai contează contextul. Așa este. noi am trăit foarte multă vreme cenzura și cred că e unul dintre motivele pentru care nici nu o să ajungem niște state, anume, din niciun punct de vedere. La un moment dat vorbea cu cineva și care zicea vis-a-vis -vis de Japonia că eh, poate o să ajungă și România în câteva sute de ani la nivelul ăla. Și am zis că nu, nu o să ajungă niciodată. O Japonie pentru a ajunge unde în ziua de azi a muncit mii de ani de zile pentru nivelul ăla. Drept urmare, dacă noi am crescut cu atâta cenzură într-un spațiu în care nici din punct de vedere istoric n-am însemnat prea mult. Noi ce am fost? Am fost niște tipi care s-au apărat mai mereu, adică stanța asta defensivă pe care o avem noi constant -am și... Ne-am avut puseuri de imperialiști, exact. am Exact. Ne-a ne ne transformat, ne-a pus cumva de mult o stigmă. Nu suntem niște cuceritori, din contră, suntem tipi care se, se vor apăra mereu și nici nu știm să reacționăm foarte mult. Dacă ne uităm la noi și la... Ok, am avut o revoluție acum 30 de ani. Dar a fost o chestie total necontrolată. Și da? într-un context istoric mult mai mare pe care l-am analizat mult mai târziu, da. Categoric. Mulți dintre noi. Cei 30 de, de ani ce 30 de ani care au trecut, au trecut cu o Românie în derivă între timp. Adică... E că nimeni, nu, nimeni -a, proiectat. au schimbat lucrurile și în bine. Și, o, oh, categoric, nu, 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 ne neapărat din zona politică, cât din zona asta de, de antreprenori, de creare de locuri de muncă, de hai să facem și pe aia, hai să ținem și noi pasul cumva cu lumea, știi? S-au întâmplat lucruri bune și... Știi care e chestia care mă drăgează cel mai tare? Este faptul că românul nu a înțeles că are nevoie de o direcție și să sape puțin prin piatră o perioadă, să-i fie puțin greu, ca după aia să-i fie ok. Toate statele care au construit ceva în ultima perioadă, dincolo de faptul că vorbim de state cu o istorie fantastică și state expansioniste care au cucerit, care au făcut ceva în lumea asta sau măcar s-au apărat ca lumea, pentru că și puteau din punct de vedere numeric, poate vă, orice, dar mă refer de noi că nu știm ce a direcție. Adică, băi, nu, nu reușim să înțelegem în primul rând că binele. Pentru, pentru noi, în ceea ce ne privește, nu este o apăsare de buton, ci este un drum lung care presupune foarte multe apăsări de buton în direcția aia, știi? Și oamenii se așteaptă ca după o sesiune de vot să se schimbe totul. Nu, nu, nu e așa. Nu este așa, pentru că și se spune că ai oamenii politici pe care îi meriți. Fix asta se întâmplă. Noi suntem niște lași și uh, puțin. Uh, Băi, puțin eu... și altfel, ăștia suntem nu, asta e părerea mea și o să mi-o mențin foarte puțin sunt cei care ies în față, bat cu pumnul masă stau cu fața, cu fruntea da și privesc înainte și cer, și știu că merită chestia asta nu cer niște chestii fantastice, cerem doar o simplă democrație, cerem doar să se pese puțin de noi, să avem niște minim, da, un drum un spital o școală pentru copii, un minim, ăsta e minimul și liniște, să ducă copiii liniștiți la școală Asta. Ceea ce e foarte important. Păi da, uite ce se întâmplă pe toată planeta. Correct. Mă rog, am intrat, am ajuns de a Da, aici. Nu. Dar cumva cred, social media, în tot contextul ăsta de acum, băi, are și o mare parte de vină. Pentru că odată, bă, cum a spus-o pe aia Umberto Eco, a dat voce lui de la masă care era cel mai așa. Exact. Dar nu asta este neapărat problema, ci știi, e o a... A comunicării, dacă vine unul în spațiu public și spune o enormitate, se trezește cel puțin 100 de tâmpiți. Asta e decât în hău să spună, da bă frate, uite ce le spune asta, avea dreptate. Uh -huh. e, social media a accelerat acest, această metecnă foarte mult și la niște cote alarmante. Motiv pentru care toată lumea este nevrotică. Și eu, un tip de nevroză și, cum să spun, o chestie care scoate în permanență răul din noi, eu constat asta la mine. Eu dimineața, ca să mă pun în toată firea simțămintelor mele, în afară de micul dejun, cafeaua și țigara, băi, îmi trebuie niște social media să mă enervez un pic. Ok. Și cum m-am enervat, da, ok, sunt gata să încep ziua. <laughs> Dar nu e ok să funcționez așa, că ajung la nebun, doamne. Da, cumva trebuie să înțelegem cum funcționează. Ce face social media? Ne oferă... Social media este o mare de dopamină, da? Noi secretăm dopamină în momentul în care primim aceste mici reward-uri. Dopamină când ți-ai mâncat covrigul la colțul Da, străzii. confirmare, știu. Da, poanta, gluma bună pe care, e. cum ai zis, ai ai o ai râs nițel și, e, din păcate, necesitatea aceasta de cascada de dopamină, că nu dai doar un scroll, să ai citit două chestii și gata, te-ai liniștit. E dorința aceea de a te uita mai mult, se întâmplă foarte multe chestii în momentul ăla. Pentru că foarte multă lume pozează pe Facebook fix partea pozitivă pe care o vrea de multe ori de la viața lui. E foarte posibil să nu există acolo. Și noi, practic, ne uităm pe ăla și, cum ai zis, te-ai trezit dimineață, poate te-ai trezit și cu o durere de spate, Poate nici sigara nu s-a aprins, poate a aprins-o și de la capătul celălalt și și-ai strigat tot sigara. Asta am pățit prima oară când mă am <laughs> exact. uitam la un porno. <laughs> Excelent. Și creează chestia asta cumva, insatisfacția față de propria persoană. Că te uiți la alții, ia uite mă ce face la, ia uite mă ăla ce mănâncă, ia uite mă la unde a fost, uite mă ăla cu cine e, uite mă, știi? Și se întâmplă chestia asta, invariabil, dacă nu o controlăm și nu ne dăm seama de chestia asta, și dacă nu înțelegem exact cum funcționează și poate sunt cazuri chiar cum în subiectul. Sunt oameni care fix asta fac, pozează zilnic sau de două, de trei, de cinci Compulsiv, ori pe zi. Da. Mm -hmm. da. Tocmai în ideea de a-și obține dopamina de la followerii săi. Uh, ul persoană. care acum a început, văd să se ducă în cap, sper să nu se oprească, dar facebook Facebookul uh, a crescut... Pe, pe piața asta de social media și a bubuit și a avut marele succes. Doi ani mai târziu de la apariție, când au inventat butonul de like, este invenția lor. E, Acest buton de like face uh, treaba asta cu dopamina, dar cum mm -hmm. o face? Îți secretă uh, fiecare like este o confirmare a valorii tale, exact. Uh, a, a frumuseții cum se pozează fetele, da, ai lucruri inteligent pe care l-am spus noi, a brandului pe care l-am pozat sau o mașină din spate, e. Eh, uh, această, uh, bucățic, uh, acest minim de dopamină pe care creierul ți se secretă la fiecare like pe care îl primești, creează organismului un soi de, de, de dependență. Categoric. Știi? Băi, zi mașinărie mai drăcească decât asta. Păi nu, nu există. Adică nu, momentan chiar nu există. E, e fix ce se putea mai rău de a se afla pe telefonul nostru în momentul de față. Eu am avut câteva momente în care am vrut să mă reîntorc la bază la telefoanele mele preferate cu clapetă și care am reușit, dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, pentru că încă nu sunt device-uri care să se miște atât de smud și să-mi aducă și minimul de necesitate. Scoseseră cei de la Nokia un model, un remake al 2720, ceva de genul ăsta, flip phone, dar având un, un, sistem de operare foarte învechit, de fapt nu învechit, unul care nu a mai fost dezvoltat. Făcut. Avea șarbele. <laughs> bună, bună asta Băi, cred, da, avea avea o formă de șarpe pe el Da, avea Avea o formă de snake pe el Nu ăla pe care îl știm noi, clasic Dar unul similar, foarte deci, interesant imaginează că am văzut pe o tabletă Un joc în care ți se deschide un telefon Nokia Care este virtual În care se juca șarpele Exact, exact, Au făcut C chestia telefonul asta Telefonul însuși era virtual da? Ce zici de asta? Să vezi Minunea tehnicii moderne. E un fel de Snake Shepson. Așa de genul ăsta. Băi, Băi, vorbeam de Elon Musk. Ah, scuză -mă. Așa, zi, nu, zi, El zi spune așa, Musk. o chestie foarte interesantă, zice că, mă rog, noi avem acest sistem limbic. Sistemul limbic deține o varietate de funcții, inclusiv emoțiile, comportamentul, memoria pe termen lung și olfacția. Uh, și este cel care dictează lucrurile și cum să ne simțim noi, iar cortexul este misiunea cortexului este să facă sistemul limbic fericit și Aha. satisfăcut. Uh, uh, și asta, uh, asta, este modul nostru de funcționare și uh, de aici pornește tot păcatul ăsta al nostru de a ne scufunda și a cere atenție și a ne uh, pune părerile în domeniul ăsta de social media și a crea tipul ăsta de isterie. Da, dacă la început, uh, nu știu, hai să încercăm să ne gândim când a apărut o chestia asta, că până la Facebook a fost high five-ul parcă. Da. Îți sună cunoscut? Da, 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 Prin, da, 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 Cred că a fost, cred că încă mai există. Rețeaua socială, high five. Nu știu ce am făcut în ea foarte multă vreme. Știu că mi-a pus câteva poze și știu că puteai să comunici cu niște de persoane. Și că acolo, da, da, Exact, ceva de genul ăsta. Deci a fost un precursor mai degrabă al Tinderului decât al Facebookului. ului Adică chestia asta cu facebook am trăit-o exclusiv acum interesați noi fiind. De, eu, sincer, multă vreme și acum folosesc calculatorul mai mult la gaming decât la alte chestii de genul ăsta e interesant Facebook, e interesant să, să, să te conectezi cu oameni, să citești, să vezi ce mai fac. Devine trist când apare chestia asta de care zic, când vezi că oamenii își pun doar, doar pozele acelea de, de suprafață. Sincer, îmi pare rău de toată mișcarea asta, pentru că asta este una din give or take-urile Facebookului, ului la, Dacă la început faci parte, dai like-ul, la un moment dat te saturi să-l dai. Vine momentul în care vrei, nu vrei, simți nevoia să participi și tu. Particip. Da, Știi? e un drac aici. Știi? Hai, 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 ia vezi ce nu Apare acel particip și dacă la un nu știu, eu m-am urmărit și pe mine, a avut moment în care posta mai des glumițe, de regulă umor negru, Mimuri. porcos. Da, mimuri, da, chestii de genul ăsta. să ne fac asta. viața fericită. Uite, asta e o Micuțele chestii. chestii. Am râs la unele cu mare poftă. Categoric. Am avut momente în care nu mă atingeam de el și nu, nu știu, simțeam acest evil de care zici tu și încercam să le evit. Dar, pe de altă parte, făceam altceva cu, cu timpul meu tot în mediul virtual. Că era gaming, că era poate un concert, un YouTube, un... Un Sudoku Jucat categoric dimineața Mă uite acum au apărut ceea ce se numește Nefete oh. Ceea ce M-am uitat cu oareși ce atenție mm. Se pare că e o impostură foarte șmecher aici Eu o găselniță de cum să facem Niște bani repede peste noapte Spre exemplu Noi doi facem un Nefete Mhm mm tu pe contul tău, uh -huh. ne mai strângem încă 5 prieteni da, uh, și începem cu, hai să zic, 5-10 dolari, dolari să cumpărăm unul de la altul uh -huh. și nft lui tău îi crește valoarea. ok, Și vin băieții cu bani care vor să cumpere NFT-uri scumpe pentru că, pentru că pot. E, e fix pe același sistem cum a funcționat aplicația aia de 7.000 de dolari pe care ți-o punei pe iPhone și da, cu, cu diamantul. Exact. Știi exact. ce zic? Da, e, da, exact da, da, pe da. sistemul ăla. E și nouă ne crește opera de artă a unuia din fiecare avem câte una, ne creștem operele de altă până ajung la un nivel de câteva zeci, sute de euro și vine unul cu bani și le cumpără și atunci pac peste noapte te-ai trezit cu bani. Cu, a fost un băiat care și-a făcut, nu știu, 900 de selfie-uri și a făcut un mic filmuleț și el era NFT-ul lui Minune și l-a umplut peste noapte de câteva de câteva milioane. și hmm. Uite-mă, hmm. O firă? Voi da, am văzut și o chestie asta, nu mai știu, acum câteva luni de zile văzusem un NFT, ceva cu un cyberpunk personaj făcut în 8-bit sau ceva de genul, în valoare de 4000 de Ethereum. Uf! Adică așa s-a vândut chestia aia. 4000 ori 4000 cât era 4000 de euro Ethereum acolo, înseamnă mi o sumă de 16 milioane de euro, pe care cineva a făcut-o într-o noapte. Nu am putut să nu mă gândesc la chestia asta, și să nu întorc pe câteva fețe. am studiat și o am studiat, mult spus. Am vorbit cu prieteni care se ocupă de chestiile e, astea fix domeniu. în același stadiu, sunt și eu. Și am văzut ce fac și mi a explicat puțin despre ce e vorba, că, practic, tu, în momentul în care îți aceste NFT, îl crezi sub uh, o scriptare anume făcută de diversul mediu pe care le a Da, știut. și ai o amprentă de autenticitate, da. Exact. Mm -hmm. Pe care, care e creată de anumite criptouri. Una e creată de nu știu cine, altul, nu, nu prea le știu, nu prea cunosc, dar știu că fiecare criptomonedă care se ocupă de, și de NFT poate să creeze o anumită acest, această scriptare și să-i ofere, nu știu, probabil o vizibilitatea mai bună sau nu știu, sunt anumite medii, de exemplu, căutate pentru NFT-uri și unele mai puțin căutate. Evident, promovarea lor în acele medii mai căutate este mai scumpă decât în cele necăutate, că despre asta e vorba. Și chiar am întâlnit oameni care spuneau că creează acest content de NFT-uri și îl pun anumite medii și creează această relație față de host în care îi oferă 15%-20% din valoarea NFT-ului, valoarea finală, valoarea la care va fi vândut, Contra promovării. Adică am întâlnit și chestia asta. Uh -huh. Ok. Uh... Știi de ce te întreb? Pentru că, mai ales pentru zona asta de artă, și nu vorbesc aici doar de pictură, treaba asta cu NFT-ul este la început. Uh, tu ești muzician. Forstovol ești un tip care știe foarte bine cu, uh, cu muzica. Uh, S-ar putea să fie, mie îmi pare, o, o viitoare platformă în care să vor întâmpla lucruri? Adică o, o să avem cântări în, în metavers. Uh, și o să avem albume scoase sau piese sau temirce, opere care acum conțin... Uh, muzicale, dar care conțin și, și dimensiunea asta de multimedia. Okay. Și cred că... Îmi sună că viitorul se va întâmpla aici cumva. Sunt șanse foarte mari. O văd cu două fețe. Una, cea pozitivă, prin care într-adevăr putem vedea un nou mediu în care să ne dezvoltăm și care să ne ajute și care poate chiar să ne conecteze cu, să ne conecteze cu adevărații iubitori ai muzicii, adică adevărații iubitori de original, nu doar cei care doresc un fond muzical și care vor să vadă, ia mă, ce se întâmplă și pe aici sau ceva de genul. Adică ăla e clar un loc în care numai oamenii dedicați ar intra și oamenii care se ocupă în mod bun pentru a te dezvolta. Dar eu am văzut cumva, nu știu, întâmplător, mi-am făcut și acest al doilea scenariu. E o variantă foarte bună de a spăla bani. Mm -hmm. da. aceste NFT Pentru că... Poate că nu se poate una fără alta, nu? Da, categoric, dar nu. De exemplu, la varianta aceasta cu 4000 de Ethereum uite, eu da, Cred eu... că și banana aia lipită cu scoși pe perete e de fapt, de Categoric, poate. categoric. Eu îți dau scenariul ăsta nu știu. Eu m-am plimbat în ultima perioadă, să zicem, prin Afgan și am venit și eu cu două camioane de MAC, da? cum ți le vând eu ție? Cum ți le dau? Ok, ți le dau, ți le trimit. Cum îmi trimiți tu banii? Prin ce? Te plim cu ei, cu sacoșa? Ce facem în momentul ăla? Care e varianta prin care tu poți să-mi dai mie o gălăgie de bani fără să fie suspicios asta într-un mediu virtual? Păi nu creează tata mă un NFT de ăsta? Nu stau eu și lucrez la el? Și îl fac eu în ceva vreme ca tu să-mi dai banii pe ceva într-adevăr valoros. cum nu, nu mult. Eu fix de așa de o văd. Care a fost algoritmul după care au fost alese aceste NFT-uri adică care a fost algoritmul care a oferit valoarea acestor NFT-uri. Categoric a fost unul uman, nu este unul... De asta zic că eu aștept o standardizare. În momentul în care se va standardiza ceva, adică vei ști că, băi, uite așa funcționează treaba asta, e site-ul cu tare care se ocupă de asta, nu sunt mai multe site-uri și vedem noi în timp ăsta care ajunge la să răzbată. Pentru că fix asta mi se pare că e acum. Sunt foarte multe medii virtuale în care se creează și se promovează și se vând aceste contenturi, NFT-uri, că sunt muzicale, că sunt artistice din punct de vedere vizual, dar nu, nu pot spune, băi, uite, de exemplu, în momentul de față, un critic de artă, dacă urmărește câțiva pictori, no-name, ar putea să simtă cumva, să aibă acest spirit. Da, uite, avem niște talente aici, da. Exact. Mm -hmm. Putem vedea ceva valoare aici din punct de vedere strict. Estetic. Estetic sau... sau, na, fiecare cu, da? Băi, da, sună, nu știu, ceva sună bine, uite, chestia asta e bine cântată. Am zis-o mereu, nu există muzică proastă și muzică bună, există muzică bine sau prost cântată. Drept urmare, NFT-urile, din punctul ăsta de vedere, au aceeași reușită. Dacă cineva face un content foarte bun, poți spune, băi, nu pot spune că asta e chestia pe care o voi mânca următorii ani, dar e o chestie pe care categoric aș da? Dacă e o chestie de calitate. Numai că momentan nu văd în, în, în NFT personal, nu văd uh, chestia asta. Bă, unde este unde e arbitru care alege? Cine decide? Cum? Știi, mi se pare o publicul mare... Publicul, publicul. Publicul, publicul, dar uh, vrem să vedem, nu știu. Știi, noi avem discuția asta aici, în condițiile în care partea plină a paharului despre care vorbeam mai devreme, uh, pandemia asta, în afară de hârtie igienică, da, a vândut și foarte multe uh, acum este acceptat în noul dicționar de o om și pluralul chitării. Da. Nu suport pluralul chitare, mi se pare nefiresc, uh, folosesc pluralul chitări. În, uh, în pandemie s-au vândut foarte multe chitări uh, e, da. și foarte multe chitări electrice, da, fără precedent. Tot în pandemie uh, anul trecut s-au vândut peste 2 miliarde de viniluri în lume, cum nu s-a mai întâmplat din 1991. Revin CD-urile, au wow. crescut și CD-urile în vânzări și se merge și pe hipsterel, asta sunt abonat încă la tot soiul de trupe care îmi plac și mă mai uit, se merge și pe ăsta, mie îmi sună hipsterelă, pe casetă. Deci se revine ușor, ușor pe piața caseta și toate astea revin fix, fix în contextul în care noi vorbim de ce se întâmplă în zona asta de NFT-uri, știi? Și cred că mai devreme sau mai târziu nu se vor exclude una pe cealaltă, cumva, nu știu cum. Băi, dacă... Da, e un punct nou de vedere, să zicem, chestia asta, îmbinarea retro-ului cu noul Analogul cu digitalul. Da, ce să spun. Și în momentul de față sunt oameni care folosesc în studiouri tot felul de magnetofone pe care le folosesc pentru filtrarea muzicii. Adică, efectiv, pe post de preamp, eu îmi trag o voce, dar o trec printr-un printr magnetofon sau printr-un printr device analog uh -huh. pentru a-i da că vână Așa vână suneturi, sunetului și amplitudine a Exact. Și sunt oameni care folosesc chestia asta de o grămadă de vreme și nici băcar nu-și închipuie cum să se mute la full, full digital. Nici nu există asta o opțiune pentru ei. Sunt oameni care în continuare preferă, de exemplu, să tragă tobele live, să nu există niciodată varianta de tobă făcută într un program de, de producție muzicală. Chiar dacă ar suna foarte bine sau chiar dacă ar ajuta foarte mult proiectul și ca timp și ca Băi, să știi că m-am uitat, am găsit pe net uh, un filmuleț despre care, cum uh, uh, scapă numele lui, băiatul ăla de la butoane de la Prodigy okay. a făcut Smack My Bitch Up. Aha. Uh, și uh, cum a construit el piesa, ce am văzut în piesa aia și uh, ascultând-o mi-am dat seama a arătat toate sample pe care le-a folosit și pe care le-a dat și cu revers și cu toate efectele cu putință de a scos produsul la final. E, foarte multe din sample-urile alea pe care le-a folosit erau muzici de prin 70, tobe, voci. Toate aveau patina asta analogului pe care el le-a luat și le-a montat în ambalajul absolut digital, a băgat și un bit și aia a fost treaba. Cred că succesul totuși al acelei piese, este tocmai faptul că a avut patina asta de analog în ea pe care noi n-am sesizat-o. E ca la, cum să spun, e ca la mesajele subliminale. În, ai din 24 de fotograme cât are o secundă, o pui pe a șaptea, interzis până lege, dar să folos, folosit, o pui a șaptea fotogramă, pui, hai să zicem, un săpun și tu când ieși de la filmul ăla pleci chitit că nu știi ce te-a lovit trebuie să îți iei săpunul ăla sau să bei băutura aia carbogazoasă sau, sau berea aia sau abarnam șamponul ăla Înțelegi? Aha. exact așa cred că a funcționat oamenii pur și simplu au rezonat sau la un nivel subconștient cu, cu tot analogul din spate da, e interesantă asta cu mesajul subliminal din muzică, mai ales din muzica Prodigy. Băi, am văzut mereu pe oameni ăștia ca pe niște pionieri și chiar așa au fost. Da, era o comparație cu mesajul subliminal, știi, pur și simplu au, au luat analogul și l-au întors pe toate părțile. Cred ne? că am văzut la un moment da, dat și ce spui uh -huh. tu, bucățele luate și transformate, editate, la un tempo mai mare și tot așa. Dar toate și... analog la bază, știi? categoric se practică chestia asta și eu știu un proiect de pe piața noastră uh, care conține persoane care fix asta fac, creează muzică din bucățele. E o chestie care se poartă egida sub Carpați, de exemplu, are, are câteva, zic egida pentru că sunt mai multe Categoric. Oamenii s-au gândit și la chestia asta. Și acolo în producție există oameni care se ocupă fix de chestia asta. Nu -i, nu e un lucru ușor este o puțină viziune pe care trebuie să o ai. Adică să știi potențialul pe care îl poate avea bucățica aia în ceea ce vrei tu să produci. Îl consider un mediu și un merit foarte, foarte cinstit față de cei care reconstruiesc. Sunt oamenii care doar iau bucăți și le pun fix ca acolo. Poate fac puțin pitching sau ceva de genul. Nu știu să le transforme mai mult de atât. Știi? Asta e... na. Dar, Ce ăștia... vreau să te întreb, având de exemplu ăsta, mi-ai spus mai devreme că ai ascultat piese făcute de AI, generate de AI, piese da, muzicale cu tot. Da. Care este. E o diferență de ceea ce cântă omul cu mâna lui, poate nu perfect, dar te, te atinge acolo la, la corazon? Noi asta n-am întâlnit-o. Partea asta cu atinsul nu a existat. Nu, a fost o chestie cu minunatul despre ceea ce poate să facă un AI de unul singur. Asta chiar, cred că în orice moment m-ar putea minuna despre o mașinărie care singurică se autoeducă într-o perioadă de timp, nu știu care, să facă o chestie care n-a mai fost făcută până acum. Că despre asta e vorba, în esență. Probabil că next step da, în AI, este să, să, să producă treburi care să, să producă emoție. Cum ar fi o piesă muzicală, cum ar fi un uh, sex robot pentru femei care au nevoie și de parte emoțională, înțelegi? Zona asta. S-ar putea să nu fim foarte departe. Băi, uite, <coughs> produce emoții în zona asta de social media, uite, știu ce demenți. La un moment dat, studiind mai mult partea de compoziție, am, am citit și am aplicat regula și principiul Fibonacci în muzică, dacă știe numărul magic. Știu, știu, există da? o, eu sunt mare pasionat de Tool okay. și Tool are o piesă făcută în, după formula Fibonacci. Drept urmare mă gândesc că dacă acest algoritm al AI-ului ar lua în primul rând așa, adică luat ca indice de tempo, să știe unde anume în piesă să bage ceva Poate nu acel ceva care se miște pe toată lumea, general, dar acel ceva care să miște un procent de oameni cu o chestie care să se întâmple. Poate nu neapărat o interpretare cât mai umană sau o chestie care să, să scoată un talent fantastic la iveală, ci poate un eveniment strict muzical care să se întâmple în, în piesa respectivă și care să o facă mai deosebită pentru o fracțiune de secundă. Cu siguranță. Din punct de vedere matematic, ca să ne referim mecanic la pun partea da, ar ști să facă asta. Mm. Adică, nu a prin ideea asta ca ai implementa un principiu de genul ăsta, ar ajuta. Mai sunt apoi niște chestii, niște reguli de compoziție care de multe ori spun că dacă vrei o piesă care să-ți pătrundă, din punct de vedere al ambitusului, să cânți refrenul puțin mai jos, puțin mai sus decât când strofa. Adică, știi, vocea să fie, să zic așa, să cântă mai tare pe refren uh -huh. sau într-un registru mai înalt pentru a atrage atenția. Sunt niște mici mici pași clasici, un fel de one-on-one composition da, da, am înțeles. Niște pe, care, care pe, pe care poți să-i folosești uh -huh. și cu siguranță cei care creează sau care urmează să creeze așa ceva se vor folosi de asta, Mai, în primul rând. Știu din zona asta de, de radio, cel puțin în lume, și, și nu e o chestie nouă, în momentul în care sunt firme specializate să facă jingle-uri, de pildă, okay. și știu că creierul reacționează la un tip de frecvențe. Sunt anumite frecvențe care îți dau o stare de bine, știi? Și se lucrează jingle în, în frecvențele alea. Și asta e o chestie, pe care o, o știu, după la începutul anilor 2000. Patești mai vechi, de atât. Da, s-a vorbit multă vreme despre aceste frecvențe. La începutul secolului, noi în muzică aveam acordajul vechi. Ce înseamnă acordajul vechi? De câteva zeci de ani s-a standardizat acest, acest nou la. Nota la 1, cei 440 de hertz de care tot auzim, care este sunetul nou, este laul nou, este standardul nou folosit de, în fine, nou, de câteva zeci de ani, pe când înainte, standardul vechi era de 432. Pentru a. Acea diferență de 8 Hz este, se spune, foarte benefică pentru, pentru corp. Este o terapie. Să asculți muzică compusă în. 472 de herți. În foarte multe studiouri, inclusiv în România, în Bucureștiul nostru, sunt oameni care, post-producție, scad tot proiectul cu acești 8 herți. Uh -huh. Pentru a avea efectul dorit de la piesa respectivă. Dacă este o piesă de dragoste, o piesă de, cu un mesaj de apropiere de ceva, se folosește asta. Dacă se vrea ceva comercial, poate chiar puțin agresiv, da, poate... Asta voiam să te întreb, găsește uh, acest aspect la diferite tipuri de muzică, unele mult prea abrazive, unele și mai prietenoase, mai radio cum să spune? Da. Poți să folosești pattern-ul ăsta la toate? Am un exemplu în cap. Uh, există această formație Megadeth. Oșa. Am uh, auzit de uh... Și, cum să spun, muzical vorbind, este o treabă foarte tehnică și foarte abrazivă, dar masterizarea cu totul este un sunet destul de cald și prietenos la urechi. Vorbesc de discurile mai vechi, cu astea noi cred că le am ascultat mai puțin. Dar vorbeam da. exclusiv de sunet și mă gând, eram curios dacă or fi folosit acest, acest pattern. da, sincer, n-am studiat chestia asta. E foarte posibil să folosească, dar nu e vorba doar de asta. Este vorba de multe ori chiar și despre efectiv strict materialul sonor folosit în piesa cu respectivă, adică tonalitatea din care se cântă piesa aia. Să dau un exemplu sunt piese care pe care poți transmite mult mai ușor, ceva mai trist sau ceva mai, mai romantic, anumite tonalități, de, de exemplu, tonalitățile cu bemoli. În muzică există, na, o să nu are sens să explic acum uh, timpul scurt pe care l-avem, dar asta se audă de acești diezi și bemoli care na, folosiți în anumite variante creează anumite sonorități. Mm -hmm. Efectiv, acestea sunt frecvențe. Este traducerea fizică în muzică. De asta îmi place atât de mult muzica, pentru că este în primul rând un limbaj matematic. Tu știi că fiecare notă corespunde unei frecvențe. Ei, aceste frecvențe au un efect asupra noastră. Asta s-a demonstrat, se știe. Drept urmare, un cumul de astfel de frecvențe pot fi folosite pentru a trezi ceva în tine. O da, anumită piesă, dacă este compusă și are anumite acorduri rânsuiri în aceste tonalități despre care vorbesc, te pot face să te simți într-un fel, anume. Te, po po poți să simți Tonifiera, băi, e o piesă, nu știu, n-ai o piesă care energie energică, te you, face YouTube să... YouTube-ul este plin de tot soiul de, de filmulețe, okay. de filmulețe, de content audio, sunt și niște imagini pe acolo și uh, îți spun... Piesa, uh, 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 muzica asta și are 3-4 ore, e un sunet de ține uh, niște... Uh, mi se pare o paretă foarte subțire de frecvențe, mm -hmm. uh, asta îți repară chakrele, asta îți face nu știu ce, asta îți creează o stare de bine, sunt tot soiul de... Uh, mă uitam mai nou, a apărut o știre, am văzut, mă rog, un studiu al, uh, cum zice, un comisie de specialiști probabil britanici care spuneau că faptul că unii dintre noi rezonăm mai mult cu muzica foarte abrazivă, asta ne, ne ferește de... ne mai scapă de, de puseurile de furie pe care cu toții le avem, știi? Da, e, o chestie foarte utilă, așa este. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori, mă trezeam la volan, uite, de exemplu, eu îmi puneam, aveam un stick cu muzică și aveam pe el Două proiecte care îmi plăceau foarte mult și care mă linișteau. Deci eu simțeam nevoia, atenție, eu iau, simțeam nevoia să fiu liniștit la volan. Aveam, se numesc Hotel Costs. E un album, se sunt mai multe albume de muzică lounge, să zic, mm -hmm. compuse de tipul care a făcut, sau care a compus și pentru Buda Bar. Da, 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 știu ce zici. Pompuniac, bun. Mm -hmm. Domnul acesta a făcut aceste vreo 15 albume, am eu, pe sticul care sunt concepte sunt legate unul de altul câte o oră, cam așa, de piese legate unul de alta, foarte interesante, drăguțe, plăcute, cozy, uh, cozy care nu mi-atrag foarte mult atenția, care mă fac să mă simt cumva familiar. E, iubita mea, după multe călătorii, a zis, bă, mai vreau și o să ascult niște muzică în mașină, te rog, nu faci și tu un stick cu Pink Floyd? Ceea ce am făcut. Am făcut un stick cu Pink Floyd, și am ascultat... Da, era în mașină la tine ca la azil. O, stai puțin, am ascultat partea, să zicem, partea cunoscută, da, ultimele albume, mm -hmm. așa. Ei, dar partea de început, primele albume care sunt experimentale și care sunt destul de agresive din punctul meu de vedere, m-au făcut să mă uit din când în când la vitezometru și să nu știu ce se întâmplă cu mine, să-mi doresc să fiu puțin mai agresiv la volan. Deci da, Vreau să răspund că... Eu am zburat două oglinzi în 10 minute cu prodigii. Excelent. Două. O, o, prima era un cu om, era un băiat în mașina de poliție la examen. Wow. Da, și s-a băgat aiurea și n-am avut cum să o loculesc că i-a zburat oglinda. Da, se complicat. întâmplă. Da, da viața e greu câteodată. Băi, da, muzica într-adevăr poate să dea stări și poate să te facă să simți anumite lucruri. Uite, eu iau pe cealaltă parte, dacă din punct de vedere auditiv există frecvențe care ne pot face să ne simțim în anumite. Hai să spunem, să ne calmeze și sau să ne energizeze. Solo, o luăm așa, basic. Uh -huh. uh, Avem uh, unitățile de. Uh, cum îi zice? La spital, la UPU, da? Când îți revii în camera de cum se numește, la terapie intensivă, da? Totul este verde acolo, da? Adică este folosită o frecvență vizuală care e menită să calmeze. Pornind doar de la asta și extrapolând, cu siguranță există culori care te fac, nu știu dacă ai, am, acest studio nu ar fi atât de. e plăcut cam aseptic că... aici. Da, e puțin mm -hmm. aseptic, dar uite acel. Seven verde, e prietenos. Și Sunt reprezentanța elemente... grafică pe care o am eu aici în, în, softul ăsta este tot verde, da? da. la ceea ce vorbim noi acum. Mm -hmm. Deci, uita cum e cunoscut. Hanoracul tău. Hanoracul da. meu, mă uit mai, mai, rar la mine când te am pe tine în față, dragă Silviu. Să bem <coughs> pentru asta. Să bem pentru asta, mai avem o gură de Cred că și în muzică, și nu cred, Există, nu știu, eu am de exemplu melodii sau trupe efectiv care mă fac să mă simt într-un fel. Mm -hmm, și eu, bineînțeles. Și aici pot să pun liniștit câteva titluri. Nirvana. Okay. Când ascult Nirvana, pentru mine înseamnă fix perioada de liceu în care făceam primele poguri, primele... Cam deconstructivist, domnule, ce să zic. Ce să zic, da. Eu măcar recunosc. <laughs> Avem... Uh... Cum ai zis tu? Megadetul, într-adevăr, pentru mine a fost mai degrabă o variantă muzicală, adică asultam Megadetul și încercam să văd concurența dintre ei și Metallica, care a existat întotdeauna, mm -hmm. nescrisă. Pentru muzicieni, de multe ori, Megadetul este peste Metallica, pentru că li se pare că Metallica a dorit să meargă spre latura mai comercială, dar nu pot spune chestia asta. Eu apreciez ambele proiecte categoric. Deci și... să intrăm în discuția asta, Mustangers. Da, nu, nu, doar vreau să spun mm. că există trupe care mișcă ceva în oameni. Asta e o chestie care e legată mai mult de istoria persoanei respective cu trupa respectivă. Nu pot spune că dacă acum pun oricui să asculte Nirvana sau Rage Against the Machine sau Limbiskit sau ceva de genul ăsta, trezește în ei lucru pe care îl trezește în mine. Deci fiecare are La tine este lui. ceea ce se numește memoria afectivă și băi mai este o... o a, da. sau, mă rog, despre asta vorbești, dar mai este o particularitate a noastră pe care am observat-o și la mine și la alți oameni în jurul meu, mai ales ăștia de o vârstă cu mine, băi, ce, ce ascultăm la 16-20 de ani, cam ascultăm toată viața, por mă mai facem eventual adăugiri, dar cu alea rămânem acolo undeva în biosul nostru. E... Da, e interesant. Nu aș merge fix în direcția asta personal, da, mai degrabă la mine ce am ascultat în perioada este o muzică pe care aș tolera-o toată viața. Adică pe care aș putea să o ascult toată viața. Nu, nu prea mă mai întorc îmi schimb așa, am perioade. Uite, de exemplu, acum de câteva luni de zile am revenit la preclasicism. Ascult foarte mult Bach, foarte mult Vivaldi, ascult muzică clasică la greu, îmi pun absolut orice. Sunt un YouTube să fie pe fundal, efectiv nu sunt mândru că nu ascult un concert anume sau ceva, dar vreau să ascult muzica aia pentru că îți oferă un ritm de viață am observat că în momentul în care ascultam foarte mult electro, era mult mai precipitat. Îmi doream să se întâmple lucrurile mult mai repede. Dânț, dânț, dânț. Dar nu neapărat. A fost un moment foarte bun pentru mine. Era muzica și în continuare este când am chef de ea. Zic când am chef de ea pentru că aveam chef de ea în momentul în care aveam multe concerte. Era modul prin care urechea mea și capul meu se relaxa. Adică lăsam cumva să treacă o apă care clătea tot ce se întâmpla în mintea mea în ultimele zile. Dacă am, nu știu, într-o într săptămână, dacă am 3-4 concerte, sunt suficiente pentru a mă pune în temă și pentru a mă dori eu. Da, la un dat... trebuie să ți faci mindset-ul, știu. Exact, C să, știu. să să ieși mm -hmm. puțin din zonă. Și atunci muzica electro avea un sens foarte clar. E, în momentele astea în care n-am avut atât de multe concerte și uh, mi-am dorit reconect automată la muzică cumva într-un fel. A fost uh, medicament pentru mine muzica clasică. Tocmai am văzut, dar e o poveste de acum câțiva ani. Da. Uh, Brian Eno a invent Brian Eno, producătorul care a cântat la Roxy Music la la, la s okay. s uh, cum îi zice sintetizator. Sinte, da care a produs piese, discuri cu Bowie, care a produs cel puțin primele 4 sau 5 discuri cu YouTube. Okay, da? Un băiat. A făcut uh, o cameră mm. uh, cu sunete și culori pentru uh, vindecarea copiilor bolnavi de cancer. Wow. Ceea ce mi s-a părut o chestie interesantă, nu știu cât... Uh, a, și pe care am înțeles că pattern o dă gratis în spitalelor care Pur și simplu o solicită. La noi n-am auzit solicitări de-astea, dar mi-ar plăcea să aud sincer. He, se pare că ar fi și, și utilă treaba asta, știi? Adică am făcut această paralelă pentru că spuneai tu, băi, ascultă pentru că am nevoie de liniște aia la cap și uite asta uh -huh. mi-o oferă, știi? Uh -huh. Și zic, uite, de fapt, că frecvențele astea sunt importante pentru corpul și capul nostru. Din și, totdeauna au fost. Și energia din jurul nostru pe care noi o emanăm, o mai și gestionăm care cum după posibilități. Da, din păcate piața românească nu este una sinceră. Piața românească muzicală nu este una sinceră care să explice și chestia asta și care să ofere în aceeași măsură de ales dintre. Trăim într-o piață exclusiv de consumerism în care muzica nu, nu pot să spun muzica adevărată, muzicii non da, comerciale, da, da, da. dar să zicem altă muzică, da, decât cea auzită pe radiourile frecvente, nu este o muzică foarte iubită și nici foarte explicată. Este cumva acolo, băi, dacă te prinzi că avem și muzică în jurul nostru, este cumva de datoria ta să o cauți, să o găsești, să o înțelegi și să o promovezi, pentru că alte șanse artiștii adevărați din România nu au. Da? Foarte rar există Nu știu, oameni care se ocupă de chestia asta Să vadă un potențial în ceva Și cumva să ajute Eu cred că ar fi nevol... mai sănătos în momentul în care te apuci De treaba asta să ai uh, Ca mindset în cap piața de afară Știi? Și mai puțin aici Că aici, uh, na uh, Mese no. puține Știi ce aș face? Aș face o singură chestie Aș face un challenge Pentru că e o chestie foarte la modă În zilele noastre Un challenge pentru artiștii titrați și nu zic titrați din punct de vedere al talentului, cât din punct de vedere al uh, expunerii da? din România, oamenii care au un cuvânt de spus și care sunt urmăriți de zeci de tineri, o dată pe an măcar, să aleagă nu o piesă, nu, nu o trupă, ci o, o piesă a unei trupe care chiar a creat-o singură, adică acea trupă și a creat singură contentul, piesa, a muncit la ea și uite bă, mie anul ăsta mi-a plăcut piesa asta, atât și doar să ofer acelor followeri, uitați o bucată din mine. Ce, dacă voi mă urmăriți pe mine, înseamnă că urmăriți și ceea ce îmi place mie. Uite mie, de exemplu, îmi place piesa asta. Aș dori, din respect sau din dragoste pentru mine, să oferiți o bucățică din dragostea asta și acestor oameni. Ar fi o chestie fantastică și gratuită pe care ar face-o niște artiști, niște nume mari din România pentru a promova niște chestii de genul ăsta. Asta, evident, în speranța în care nu ar fi o chestie scenarizată dinainte e, și se pune pregătită. și Și faci nu campanie, că, na. Este un minim pe care un artist care a ajuns să nu mai aibă a zilei de mâine din punct de vedere financiar, o poate, e o mână pe care o poate întinde unuia care muncește din greu la proiectul lui. Bă, mai o la toată povestea asta cu muzica și, nu zic aici doar de România, zic în general. Bă, au apărut păcătasele astea de boxe. Unele s-aud binișor, nu zic nu. Și toată lumea ascultă MP3-uri, da. Da? care MP3-ul este compresia la 10% tot da, ceea ce este... Cea mai este slabă la... variantă de Cea mai slabă care variantă. Ascultă. Pe Spotify și nici pe Apple Music la abonamentele plătite nu depășește 256 de k. Ok. Este și... suficient. Este altureta. suficient, dar mă, nu. Dacă ai respect pentru artistul ăla, nu înțelegi ce Dumnezeu a făcut el pe bune în studio. Așa e. Nu. Asta de, -asta, deja, de aici bucuria mea că să vând viniluri și chiar CD-uri. Asta e o chestie deja utopică. Să, ca un nu știu, cam un sfert, 10% din ascultătorii de muzică să înțeleagă ce a făcut artistul în studio. Ar fi, din punctul meu de vedere. Complimentul perfect. Dacă pe care tot ai dat banii pe CD-ul ăla și ca să-l susții și ca să ai CD-ul ăla, nu... Da, Na. de ți-ai luat CD-ul și nu... Da, într-adevăr, ar fi adevăr, o chestie foarte faină ca lumea să se intereseze și de mediile acestea electronice pe care ascultă muzica. Din păcate în momentul de față, în momentul în care se produce o piesă într-un studio, există versiunea de radio, versiunea bună, calitativă pentru melomani, și versiunea de consum pentru telefon. Și acolo, da. Și asta, se folosesc... cum se face tehnică? diferența diferență de compresie? Da, sunt niște masterul care se fac mm. special pentru, Ce pentru plugin chestiile plugin ai dat pe plugin și ți-a dat... Da, poate o mică adaptare în mare parte, Nu neapărat, adică nu e neapărat o chestie robotizată, o chestie automatizată, dar în mare parte cam așa funcționează, da. Uite, de pildă pot să dau o, 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 exemplu vinilurilor. Există o metehnă la viniluri. Da. Uh, una este să ascult un vinil cu Led Zeppelin unde toate instrumentele sunt analog și înregistrate analog și alta e să ascult un vinil cu uh, Muse, okay. adică dacă miau iau vinilul cu Muse pot la fel de bine să mi iau și CD-ul. Nu este uh, aceeași diferență cum este diferența între CD-ul și vinilul cu Led Zeppelin ca sunet, înțelegi? Da, perfect de acord cu tine. E altă treabă. E tras sunetul digital și trântit și pe varianta de vinil. Bă, nu e scot. O avea totuși o altă compresie, dar... Da, cu siguranță sunt niște oameni care se ocupă acolo de... Da. Prin definiție, Muse înseamnă un proiect digital. Adică Muse... De Te-am cu chitară, bă, și tot, acum... Sunt trei oameni pe scenă, da. Multe sinturi și multe efecte. E un proiect pe care personal îl apreciez foarte mult. Sunt niște oameni foarte faini și Absolut. în 2007, place, când au fost mm -hmm. în România, mi-aduc aminte că am avut concert în ziua aia și am ajuns cumva spre finalul concertului împreună cu câțiva, câțiva prieteni și eram acolo în capăt. Era pentru prima oară când vedem un show de lumină atât de mare și zic wow, ce concert am pierdut. Fix așa a fost chestia am și în un... pare rău că nu s-a mai întâmplat, dar mergând pe chestia asta, Muse este mai mult, adică da, este rock dar este poate printre cele mai sintetizate rocuri pe care le pot ști, dar care să-mi placă. Pentru că este în primul da, rând e o muzică... Acolo, și e o muzică chitarea la e destul de șmecheră. Vocea tipului spune ceva foarte interesant Mai zis muzică antisistem? Da, e o muzică antisistem. A, dar nu mai poți să spui asta despre Rage Against de Machine care e muzica guvernului american. Ah, <laughs> da, nu, aici nu, nu, mai pot să zic nimic. Știi, mea preferată din ultimile zile este că Rage Against the Machine au cerut ca la concertele lor să vină exclusiv vaccinați și de desubt era la roce care spunea Fuck you, I wow, Yo, Da, da, ce să zic că Nu, nu, nu pot să spun nimic, nu place să comenteze despre decizia oamenilor. Da, nu, nu pot să spun că mă bucur. Asta e tot ce pot să spun. Am crescut antisistem. Dar e da o paradigmă care s-a schimbat și mă scarpim puțin în cap. să mă, cum am ajuns situația asta? Pe bune? Și nu doar acolo. Da, nu, nu doar acolo. Dacă vrei să extrapolăm chestia asta, e o chestie care mă doare în general la societatea care ne înconjoară. Legată fix de chestia asta și doar, doar atât vreau să spun. Sunt oameni care, nu că și-au dat arama pe față, sau știam despre capacitățile pe care le pot avea anumiți oameni în condițiile astea. Da, Dar să vedem mai bine. Paradigma a făcut să se vadă mai bine. Exact. Uh -huh. Uh -huh. Și paradigma a pandemia, doamne, paradigma. Paradigma, Parad e ok, e o paradigmă. Uh, da, nu, nu pot spune că sunt mândru de decizia anumitor oameni. Efectiv, sunt oameni care s-au transformat peste noapte. Nu știu din ce motive. Nici nu vreau să le știu, nici nu vreau să aprofundez foarte sau tare. Sau au devenit mai 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 -aș dori mai să de ce sunt cu adevărat, da. da mai degrabă. Dar na, consider că au, au făcut un pas pe care e imposibil să să refacă înapoi. Adică știi, au, au mers all in. Aveam noi o vorbă în gaming, știi, când făceai o mutare de asta foarte agresivă, never go for retard, știi? Niciodată să nu faci Adică, ok, în momentul în care n-ai primele semne că poți să ai un feedback, că, că se poate întâmpla ceva pozitiv, nu o duci până la capăt chestia aia, nebunia pe care o faci sau extremismul ăla. Da, da, da. Știi, oamenii ăștia, din punctul meu de vedere, au mers full. Au mers așa berzerker uh -huh. și cred că chestia asta am vorbit-o în bucătărie. Dacă la început pandemia asta m-a făcut să cred că unul din finalul apocaliptice ar fi acel cu virusul global care ne omoară pas cu pas... La un an și ceva după pandemie, mi-am dat seama că e mult mai aproape zomba asta, ă, apocalipsa zombi, în care sunt acești oameni care merg într-o direcție și vor ceva fără vreun motiv anume. Și fără o, o chestie palpabilă, reală. Adică, chiar, da, mă ai dreptate, știi? Și da, eu am preferat să mă poziționez față de chestia asta, prefer să fiu ultimul prost care se bucură de avantajele fantastice ale soluției medicale. Trebuie să te întreb ceva personal. Te rog. Aștepți un copil oh, da. și se naște acum în câteva săptămâni oh. și este, bă, Hai, un da. copil prin excelență este o bucurie, da? Categoric. Eu am un copil, m-am tot gândit să mai, aș mai face unul, n-aș mai face unul, știi? Și există această luptă în mine, băi, la cum arată lumea acum, care arată diferit de acum, uh, uh, cum e zice, doi ani de zile, de da. dinainte de pandemie, uh, este uh, o inconștiență să mai fac asta sau este un, de, un soi de bapa mătii, lasă că fac eu copii și nu e cum vreți voi? Păi... Uh... <coughs> nu știu, acum de să seama, eu dacă m-a pus să vorbesc despre parenting când încă nu sunt practic. Deși m-am ocupat de vreo 2-3 ani da, de zile. Te întrebam de... dacă ai avut conflictul ăsta în tine, știi? m-am gândit, sincer, ținând cont de faptul că eu pot să mă gândesc la copil abia la vârsta de 40 de ani pe care o am, dă seama că e un, un aspect foarte dorit în viața mea. Este o chestie pe care mi-o doresc și da, nu mi-am dorit-o multă vreme pentru că nu m-am gândit la asta, pentru că foarte multă vreme copilul am fost eu și probabil încă sunt. Aia s-a terminat cu prostii legate. Dar, uh... dar tocmai, să tocmai amintem. din prisma asta, uh, nu știu, eu personal mă simt foarte apropiat în continuare de copilărie și ca gamer și, și, ca artist. Se spune că un artist, nu neapărat de succes, dar un artist care dorește să supraviețuiască în timp, ar trebui să reușească să țină copilul din el cât mai multă vreme viu. Ceea ce eu chiar tin să cred că am reușit cu brio, câteodată în, în partea cât mai proastă și mai, mai matură a, a subiectului, dar e foarte bine că se întâmplă așa și nici n-aș concepe. Clubul se bărbaților, bărbaților bărba. imaturi, Exact. <laughs> Această exact. emisiune salută. Exact. CBI, să-i <laughs> în direct și. Da, nu, e, e fix. Ăsta e momentul în care s-ar fi întâmplat. Nu aș fi putut să facă chestia asta mai devreme. Chiar nu aș fi putut, nu, nu aș fi avut eu în primul rând maturitatea și... A, știi cum e, niciodată nu ești pregătit până te trezești în fața faptului împlinit și atunci, na, ce facem? Păi hai să, facem da, și noi ce considerăm da, că trebuie. Băi, vreau să zic că urmărind așa generația copilor care acum au 6-7 ani, am avut surprize foarte plăcute. Adică speranța aceea nu a murit nicio secundă. În continuare Știu ce spui. Sunt, sunt copii care care te fac să te gândești, te pun pe gânduri. Și am trăit chestia asta constant în ultima perioadă și fix bucuria asta, feedback-ul ăsta pe care l-am avut, a fost unul din lucrurile esențiale care m-au făcut să-mi doresc și să cred că pot continua chestia asta. Nu, nu moare nu nicio generație în România. Apar generații noi pe care doar trebuie să fim dispuși să le înțelegem. Și... Cred că trebuie să le dăm și niște educație pentru că a, asta, cum să spun... Uh... Vorbeam mai devreme, am adus așa tangențial politic în discuție. Băi, mm -hmm. se vede la, la clasa politică actuală o diferență față de ce era cu 15 ani. Băi, foarte îngrijorătoare și, cum să spun, este un, un rezultat al educației proaste pe care ăștia care sunt politicieni acolo au primit-o în, în școală. Se vede, e de domeniul evidenței. Da, așa Zero este. Zero barat. Așa este, este și asta. Zero barat caracter, zero barat pregătire, incompetență. Știi, intrăm sau avem păcatul să intrăm în tot soiul de, de cum îi zice, de teorii ale conspirației, până într-un moment în care, mai ales aici la noi, zici, stai frate, că asta nu era că așa au gândit oștia, sunt proști ca noaptea. Sunt proști ca noaptea și de ești tot de prost. În fine, chestia asta cu teoria conspirației este valabilă? În fine, sunt foarte mulți oameni care zic că, da, sunt oamenii care, antisistem, care preferă variantele astea. Nu, sunt oamenii care trăiesc în țările unde sistemul este anti-oameni. Asta nu se menționează foarte mult. Da, teoriile conspirației funcționează, uite, într-o țară ca România sau în țări africane unde... Se vede clar intenția de a nu face bine. Știi, varianta oficială a Revoluției din 89 din România este voința poporului. Uh -huh. Asta e varianta oficială, ceea ce nu este de negat. Dar să spui și să știi tot contextul istoric și tot ce s-a întâmplat în Estul Europei și să spui, da, frățioare, nu este numai voința poporului, este și altceva. E, deja ești conspiraționist. Nu? Da, clar. Păi, o luăm așa. Și Upper Haidu inițial a fost considerat o teorie conspirației. O perioadă de luni de zile au existat plângeri și anunțări și. Uh, salut, se întâmplă ceva aici. E, cam a, ce da, vorbești, da. Mă? Hai, mă stai liniștit. No, nu, nu e mai nicio problemă. Și mă -am amuzam acum la. tot că tot vorbeam de Elon Musk la ce se întâmplă în Canada. Uh, și Elon Musk a numit acel convoi de, de tiruri, a numit acest convoi convoiul libertății. El a spus asta. Ceea ce, na, a fost o surpriză pentru toată lumea. Ce spune presa locală în Canada este mult mai interesant. Presa puterii Așa. este mâna rușilor. Varianta 1, varianta 2 este mâna trampiștilor americani. Trampiștilor. Da, da, da. Întotdeauna este altcineva de vină da, așa plus, este uh, ai să tragem și un soi de concluzie mm. uh, da, scuze-mă la, <laughs> la, la, la ce? băi, orice chestie bună ca să facem așa orice, orice chestie bună sau orice chestie care se întâmplă în lumea asta, că e bună sau conim un lucru care se întâmplă va avea minim două categorii de feedback-uri unul pozitiv care va fi pro și unul negativ care va fi contra chestia asta e doar menită de multe ori să te pună pe tine ca nu știu, inițiator să-ți faci o poză a ta, o radiografie. Nu are altă menire, din punctul meu de vedere. Nu cred că cineva, nu știu, eu să zicem compun o piesă și poate primesc două like-uri și 10 dislike-uri, da? Multora nu le place. Pentru mine asta nu o să însemne niciodată. The dislike uh... e important. Haterii Cate... sunt importanți ca, ca Categoric. să iei genul ăsta de nu, activitate. Am văzut chestia asta, depinde, poți să ții cont de ceea ce spun, dar să nu te influențeze. Adică e media asta. Știi, tu poți să spui absolut orice despre ceea ce fac eu. Poți să zici că fac lucruri foarte prost. Dar cât timp acel lucru funcționează pentru mine, pentru mine chestia e un lucru bun. Da? Eu mă raportez puțin altfel la, la povestea asta. Mm. Nu sunt atent la ce spun alții despre mine, okay. în condițiile în care nu-i cunosc și nu apreciez părerile pe care le-au. Ah, și nu sunt atent dintr-o igienă personală, pentru că dacă spune vreo nasoală, îmi rămână undeva în cap Aha. Și de ce să-mi încărc mintea cu toate cu toți anonimii care te mir ce spun? Da. Chiar nu vreau, am nevoie de igiena mea și de liniștea mea și încă am pretenția la mine că am un filtru relativ sănătos la care mă mai raportez. Mm -hmm. Dar haterii uh, sunt totuși buni uh, pentru că bă, cumva confirmă uh, ai nevoie și de un feedback negativ îți confirmă că existi și că chiar faci o treabă. Că nu trebuie să placă la tut tuturor, na. Da, uite, de exemplu, acum dacă mă referi... Deci nici nu e sănătos să placă la uh, tuturor, știi? Exclusiv din punct de vedere muzical, dacă ascult sau dacă țin, nu neapărat dacă țin, dacă aplec urechea uh, unor păreri de hateri, vreau să văd în primul rând care sunt lucrurile de care să leagă, dacă sunt chestii generale. De foarte multe ori, nu știu dacă fost în domeniul muzical, haterii în general, adică ăștia la care convert ce mai mult, zic când -o pun o piesă, piesa asta mai compusă, nu știu cine, nu știu când. Sau știi ceva mm -hmm, de genul ăsta? Mm -hmm. Piesa asta nu e originală. Ăsta e lucrul cel mai întâlnit în hată reală. Să zici că piesa respectivă e un plagiat, că te face să te gândești undeva. Păi, stai puțin, oamenii nu înțeleg un singur lucru. În șapte note pe portativ. Exact și marea parte a muzicii simple deja s-a compus. Adică, pentru a compune simplu, în ziua de azi, trebuie chiar să fii un geniu. Să compui simplu, să, să pătrundă muzica aia, adică o chestie cât mai. Simplu, easy eficient, da. Și să-și ajungă, adică să nu fie o chestie simplă să o bagi acolo încă una la chestiile de duzină, pentru că știi că sună comie și ceva de piese. Mă mai știi cum e în viață, e important cum o dai. Sau... <laughs> da, 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 da. Este important. Dar nu, eu sunt curios de multe ori, știi? Bă, ce ai de spus? Ai de spus ceva pertinent când ești hater? Că dacă ai ceva de spus pertinent, uite, de exemplu, nu-ți place când când piesa asta, nu-ți place ție cum când nu știu ce acord. Și poate mă faci pe mine atent și, bă, s-ar putea să ai dreptate, știi? Adică niciodată nu exclud varianta asta. Întotdeauna consider că există versiuni mai bune ale noastre. Evident, în momentul în care se precipită foarte mult aceste păreri și sunt taxate numai pe asta și numai pe latura negativă, e clar că din direcția aia nu există decât partea asta, adică nu devine constructiv ceva ce e numai negativ. Aia e până la un punct. Ok, mi-ai dat părerea, mulțumesc, la, permite să mă îndrept sau să, să încerc să-ți văd punctul de vedere sau... Efectiv, lasă-mă să-ți răspund să zic că pentru mine nu e importantă da. chestia asta. Eu mai sau... caută mă tu, că uite sunt... Exact, sau ceva de genul. e Și chestia asta, știi, de ceva vreme umblă vorba că ignorance is bliss. Și într-adevăr... Este... Depinde mereu, dar în cazul ăsta, da. Păi da, 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 exact. Uh... Vorbeam, ai vorbit odată acum de o variantă mai bună a noastră. Se pare că poate să facă și treaba asta. Pute, putem, se pare, în viitorul apropiat să încasăm, îngurgităm, downloadăm în noi foarte multă informație care să ne ajute pe foarte multe paliere, se pare. Putem să, vom putea să accesăm foarte multe din zona asta. Ultima întrebare pe care vreau să-ți-o spun, pentru că am ajuns în zona asta de AI, am ajuns la Elon Musk, am ajuns și am vorbit despre muzică și cum o să arate ea în AI. Păi, tu ți-ai acordat vreodată chitara cu tonul de la telefon? Da, mi-am acordat vreodată chitara cu tonul de la știi telefon. Ce zic? Știi că era. Da, 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 știu ce zici, că era la ăla la telefon, exact. da? Uh -huh. Băi, nu. Deci nu am prins. Deci de seama, pentru a face chestia asta ar trebui în primul rând să fi fost acasă și să am telefonul la analog. Uh -huh. Și nu, nu cred că am prins. Eu m-am apucat de chitară pe la 13-14 ani când cred că tocmai dispărea ușor, ușor. Îl aveam cu siguranță puțin în casă. puțin mai mic decât mine. Eu am făcut treaba da, 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 asta. Da, da, da. Tu ai făcut chestia. Da? Ce tare! Doar că nu s-a lipit muzica de mine și știu... Pe mine mă amuză acest aspect pentru că în momentul de față ai o aplicație pe telefon și doar dai dat de cordă și îți explică Așa ce e. și cum. Și am ajuns în momentul ăsta de vârf de tehnologie pe care îl trăim acum, în care acum 20 de ani nu puteai să-ți imaginezi că dai un mesaj cuiva și pe cealaltă, omul ăla e pe cealaltă parte a planetei și zbârne telefonul în buzunar în momentul 2. Avem această problemă cu acordatul, pentru că probabil n-am cea mai bună ureche muzicală. Eu nu-mi dădeam seama dacă la ăla pe care l auzeam eu receptorii tot una cu ăsta de la chitară, adică chiar dacă îmi suna pe undeva pe acolo sau poate lui fi pus bine, nu eram niciodată sigur și în funcție de la ăla ți acordai restul de ceea ce mi da? se părea atât de complicat. Păi da, n-am dat pentru mine chestia asta, eu o glumă, eu crescând în casă cu pianul, știi, poate unii ridicau tonul la mine dar să mă la pian. S-a pus o, o clapă și să obțin uh, nota pe care mă doresc. Dar făcând muzică am avut perioadă, nu mai pot spune același lucru despre mine pentru că este efectiv un mușchi care trebuie lucrat. Am Absolut. avut multă vreme, am avut multă vreme, mai ales în perioada când am la chitară pentru că acum mai mult la clape. Perioada de studenție și de liceu cântam mult la chitară pentru că venise, era instrumentul cel mai... Uh, Chic Magnet, pe care îl puteam... Pianul oricum era și greu de cărat afară, dar chitara era cea mai mișto variantă de Atragea socializare. și gagicile. Ne, ne. Pe asta zic, Chic Magnet vreau categoric. Ei, în perioada aia aveam uh, un auz nu pot spune absolut, dar uh, un auz relativ foarte bun. A, asta adică se formează și el în timp... Și, da, și asta se omușchi, acum, nu sunt mușchi. Acum, dacă mă întrebi, de o notă, e foarte posibil să-ți o dau uh, cu ceva. Când, când te ceri cu colega ta de viață și ridică tonul, îi spui un semiton mai jos, te rog. <răzări> da, uh, seama, acum, legându-le strict de chestia asta, în perioada asta uh, e dif, foarte dificil <răzări> pentru ea, așa că prefer să o las. nu. O las, o las acum în perioada asta, dar da, pot să-i să, pot să spun să, să schimbe măcar tonalitatea din când în când. <laughs> Iubita mea, un semiton mai jos asta Exact. Asta, ia de aici. Azi și la horoscop, nu e? Excelent. Da, da, bun Băi, asta. foarte mulțumesc că ai venit. Băi, m-am simțit tare bine. Sincer, am avut puține emoții la bun început. Zic, băi, ce, ce fac eu la asta, în emisiune? Ce vorbim? Zic, o, o fi la fel de bine ca în bucătăria? Uite că a fost la fel de bine. Cafea a fost, apa a fost, oameni drăguți. A, a lipsit niște alcool, da, lasă că recuperăm. Hai că-i de vreme. Avem timp, avem timp în tot așa, într-o bucătărie, să, să recuperăm partea asta. Hai o, și să... poate ne mai vedem cum să nu chiar și aici. Ar fi de gust, m-am simțit tare mm. bine. Salut! audio ascultătorii noștri și le orez o seară. Video, care că... ne vedem pe YouTube. Și video, care ne vedem pe, pe YouTube. YouTube. Yeah. Gata, mă, o să-mi dau like. Uite, mă, uite de unde vine un subscribe. Vezi? Da, îmi ajută. Te, -te fac o mie. Așa, încă sigur. puțin. Vă salut. Seară faină. Pa, pa. Numai bine. Silviu Montano și prietenii săi. Podcast. Nu futilități